Cardia, pericole leonei credințe superficiale, trezirea din letargia spirituală, de A.W. Tozer, cuprinsul cărții. Cuvânt înainte de pastor Gary Wilkerson, introducere, un adevărat profet al bisericii, partea 1, pericolele cu care se confruntă biserica evanghelică, 1, pe marginea apostaziei, 2. Căutarea unui substitut pentru Dumnezeu, 3. Platforma pentru falsa învățătură, 4. Efectul letargiei spirituale, 5. Procesul rătăcirii, 6. Legea irepresibilă a consecinței. Partea a doua, provocări ale bisericii evanghelice, 7. Surse de pericol în biserică, 8. Pericolul victoriei și al înfrângerii, 9. Pericolul robiei și al libertății, 10. Pericolul lenevirii și al activismului, 11. Pericolul prosperității și al adversităților, 12. Pericolul trăirii amânate. Partea a treia. Calea biruinței acestor provocări. 13. Rezistând propagandei lumii. 14. Meditând asupra căilor noastre. 15. Trăind în dinamica împărăției lui Dumnezeu, 16. A fi gata să lupți lupta cea bună, 17. Trăind asumat ca un creștin. O scurtă biografie a lui Tozer. Cuvânt înainte. Mesajul din Tozer pe care a început să-l citește ar trebui să-l audă foarte mulți din biserica de azi. Dumnezeu ne-a chemat la o umblare profundă cu el, dar mulți dintre noi abia atingem suprafața. Această carte nu doar identifică anumite lucruri care ne-ar putea limita viața în Hristos, dar ne și încurajează să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai profund. Adevărul cuvintelor lui Tozer ne va încuraja să nu ne mulțumim cu actuala noastră înțelegere a lui Dumnezeu. Există un foc pe care Dumnezeu vrea să-L aprindă și să-L însuflețească în noi, ca să căutăm taina voii sale, vezi Efeseni 3:9, pe care a promis să o descopere celor ce-l caută. De fiecare dată când ordinez un pastor sau un slujitor să planteze biserici, citesc aceste cuvinte rostite de Tozer în rugăciune la propria sa ordinare. Sunt slujitorul tău ca să fac voia ta și această voie este mai dulce pentru mine decât poziția socială, bogăția sau faima. Aleg voia ta mai presus de orice în cer sau pe pământ. Deși sunt ales de tine și onorat de o sfântă și înaltă chemare, nu mă lăsa să uit vreodată că sunt doar un om din praf și cenușă, un om cu toate slăbiciunile și patimile ce năpăstuiesc rasa umană. De aceea te rog, Domnul și răscumpărătorul meu, mântuiește-mă de mine însumi și de toate vătămările ce mi le-aș putea provoca mie însumi, în timp ce încerc să fiu o binecuvântare pentru alții. Umple-mă cu puterea ta prin Duhul Sfânt și mă voi duce în puterea ta ca să spun despre neprihănirea ta, doar a ta. Voi răspândi pretutindeni mesajul iubirii răscumpărătoare cât mă vor ține puterile. Încheia citatul. Chiar și această mică porțiune din rugăciunea lui Tozer exprimă umilința cu care aborda el propria chemare. Nu există un ton mai măreț pentru lansarea în slujire decât profunzimea sobră, dar plină de credința lui Tozer. Foarte puțini oameni ai lui Dumnezeu din istorie au fost în stare să exploreze profunzimile lui Dumnezeu în timp ce se desfătau pe înălțimile iubirii lui. Scrierile lui Tozer nu sunt doar pentru lucrători. Aș recomanda această carte oricui are o inimă pentru Dumnezeu. Reverendul James Snyder a făcut o lucrare de maestru compilând aceste cuvinte pentru a exprima cu claritate adâncimile și înălțimile scrierilor lui Tozer și sunt recunoscător că a pus aceste cuvinte într-o formă care să poată fi păstrată pentru generațiile care vor veni. Acestea sunt cuvinte care n-ar trebui să se piardă în arhivele istoriei, ci ar trebui să continue să declare adevărul relevant în biserica din zilele noastre. Mă rog să fii binecuvântat și provocat să înțelegi adâncimile lui Hristos în timp ce vei citi această carte.
Alături de tine în Hristos, Pastor Gary Wilkerson, Director General World Challenge Inc., Pastors of Springs Church, Colorado Springs, Colorado. Introducere. Un adevărat profet al bisericii. De-a lungul istoriei, biserica a fost inundată de profeți autoproclamați. Ori de câte ori aud despre astfel de profeți, nu pot să nu mă gândesc la porunca lui Dumnezeu pentru Israel din Deuteronom 18:22. Când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală, să n-ai teamă de el. E un lucru periculos pentru cineva să pretindă că e proroc. Dintre toate slujbele prezentate în Scriptură, aceasta e cea mai ușor de identificat, adică îți poți da seama când o persoană nu rostește cu adevărat un cuvânt profetic de la Dumnezeu. Poate că Pavel avea în minte tocmai acest lucru când a scris. Cât despre proroci să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Și dacă este făcută o descoperire unuia care șade jos, cel din tâi să tacă. Fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. 1 Corinteni 14:29-33. Din nefericire, se pare că astăzi mulți din biserică acceptă pe oricine se crede proroc. Se țin de fiecare cuvânt prorocit, indiferent dacă ceea ce s-a prorocit se materializează sau nu. Ceea ce contează e oratoria de moment. Totuși, prorocii pe care îi găsim în Scriptură au rostit cuvinte care s-au împlinit. În Vechiul Testament, prorocii vorbeau despre lucruri viitoare. În Noul Testament, ei slujeau pe post de depanatori ai bisericii, indicând erorile și ereziile și apoi oferind soluția care să îndrepte grupul de credincioși înapoi la Hristos. Ei vedeau limpede, vorbeau precis și erau rare ori, dacă erau vreodată, apreciați pentru asta. Așa cum a spus și Iisus atât de elocvent, nicăieri nu este prețuit un proroc mai puțin decât în patria și în casa lui. Matei 13:5-7. Când e vorba despre un astfel de proroc, Tozer iese în evidență dintre toți ceilalți. El își începe cartea afirmând că am să-mi asum puțin riscul să prorocesc. El spune că poate să întrevadă că va veni o vreme când cei din biserică vor abandona învățătura evanghelică, o vreme când casa va fi lăsată pustie și nu va mai fi între ei niciun om al lui Dumnezeu, un om în care să locuiască Duhul Sfânt. Pe bună dreptate putem spune că am trăit să vedem începutul împlinirii acestei prorocii și din nefericire, ca în cazul profeților din vechime, Biserica Evanghelică l-a auzit pe Tozer, dar nu l-a ascultat. Critica lui Tozer la adresa bisericii nu-i pornită din malițiozitate, ci mai degrabă dintr-o dragoste profundă față de trupul lui Hristos, credincioșii. El are o dragoste înfocată față de biserică, una adâncă rădăcinată în adevărul biblic ce nu se schimbă odată cu timpul. El a înțeles că multe din problemele cu care se confruntă biserica de azi sunt cele cu care s-au confruntat și înaintașii săi cu câteva generații în urmă. Avea dreptate bătrânul propovăduitor din Ecleziastul când zicea: ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Ecleziastul 1:9. De aceea, când Tozer a văzut că apar în adunare lucruri pe care le considera dăunătoare dezvoltării spirituale, se indigna și vorbea cu îndrăsneală împotriva lor. Totuși, arăta și calea de îndreptare. Spunea pericolului pe nume, apoi oferea grupului pe care îl critica soluția biblică centrată pe Hristos. În această carte, esența pericolului perceput de Tozer este o credință superficială ce duce la letargie spirituală. Această condiție spirituală a bisericii o face vulnerabilă la atacurile vrășmașului. Remediul propus de Tozer e la fel de drastic pe cât de certă e condiția spirituală a bisericii. Unul din lucrurile semnalate de el a fost faptul că lumea a intrat prea mult în creștini
și că credincioșii trebuie să se separe de lume. Această idee a separării de lume s-a cam pierdut în această generație. Biserica e atât de întrețesută cu lumea din jur, încât cele două sunt în esență una și aceeași entitate. Tozer afirmă că dacă credincioșii nu se separă de lume, vor sucomba în letargie spirituală. Tozer nu putea accepta atitudinea juvenilă între credincioșii din biserică. Nu putea tolera creștinii care se plictisesc ușor și care se uită în jur după distracții pentru a scăpa de sentimentul de plictiseală. Pentru Tozer, distracțiile în biserică sunt forme prin care biserica se sincronizează cu lumea spre pierzarea ei. Pentru el, dorința bisericii de a ține pasul cu lumea de azi era un nonsens. O biserică lumească, în concepția lui Tozer, e un oximoron și cu totul anatema. Pe măsură ce vei citi această carte, vei constata că problemele pe care le semnalează Tozer se întâmplă și azi. Putem spune cu adevărat că biserica a mai trecut pe aici. Din cine știe ce motiv, fiecare generație de credincioși are impresia că trebuie să inventeze roata spirituală. Tozer a putut vedea dincolo de toate acestea, pentru că el nu se concentra pe tendințele trecătoare. El știa că tendințele vin și trec și că odată ce oamenii se obișnuiesc cu o modă, a și trecut, o nouă tendință așteaptă după colț. Ca și profeții din Scriptură, el vedea limpede și vorbea precis. Diagnoza făcută de el bisericii a fost corectă în vremea lui și este corectă și astăzi. Această carte nu este doar o carte cu minusuri, deși le are în bună măsură. Totuși, în mijlocul minusurilor există și o speranță pozitivă pentru sufletul însetat după Dumnezeu. Partea 1. Pericolele cu care se confruntă Biserica Evanghelică. Capitolul 1. Pe marginea apostaziei. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștința adevărului. 2 Timotei 3, cu 5 la 7. Biserica evanghelică din America se confruntă cu niște pericole serioase ce amenință să o aducă pe marginea apostaziei. Mă rog și sper să nu fie prea târziu pentru o trezire care să ducă la o reformă eficace. Când mă refer la bisericile evanghelice, includ toate bisericile fundamentaliste ale Evangheliei depline, ale Sfințeniei, anabaptiste și penticostale, toate bisericile evanghelice care cred Biblia și proclamă că Iisus Hristos este singurul mântuitor al lumii. N-am nimic de spus altor biserici. Este uimitor pentru mine cât de divizată este Biserica Evanghelică din America. Asta mă aduce aminte de plăcinta cu mere de pe vremuri a mamei mele. Oricât de mici ai tăia feliile de plăcintă, fiecare felie crede că e mai bună decât restul plăcintei. Chiar dacă plăcinta, în ghilimele, conține aceleași ingrediente, trece prin același proces și este coaptă în același cuptor, fiecare felie are impresia că e superioară celorlalte. O strofă din vechiul imn Înainte ostași creștini de Sabin Baring-Gould, 1834-1924, 1834-1924, ne spune cum ar trebui să fie. Ca o oaste măreață înaintează Biserica lui Dumnezeu. Fraților, noi pășim pe urmele sfinților. Nu suntem dezbinați, ci toți un trup suntem. Una în nădejde și doctrină, una în caritate. Așa că în cuvintele acestui imn ar vrea Dumnezeu să fie Biserica lui în această generație. Dați-mi voie să-mi asum puțin riscul să prorocesc. Prevăd că vine o vreme când toți oamenii a căror ochi au fost deschiși de Duhul Sfânt vor părăsi unul câte unul creștinismul evanghelic lumesc. Casa va rămâne pustie și nu va mai fi între ei niciun om al lui Dumnezeu în care să locuiască Duhul lui Dumnezeu. Blestemul caracterului lumesc. Îl aud pe Iisus zicând, Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine.
De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ai vrut. Matei 23 cu 37. În condiția în care e biserica de azi, omul care îi vede starea lumească e desconsiderat ca fanatic. Dar vine vremea când casa va fi lăsată pustie și nu va mai fi niciun om al lui Dumnezeu între ei. Aș dori să trăiesc suficient ca să urmăresc evoluția lucrurilor. Aș vrea să trăiesc să văd vremea când bărbații și femeile lui Dumnezeu, sfinți, separați și luminați duhovnicește, vor ieși din biserica evanghelică, formând un grup propriu. Când ei vor părăsi corabia ce se scufundă ducându-se la fund în apele lumești serbezi și vor forma o nouă arcă pentru a ieși din furtună. Biblia nu face niciun compromis cu lumea. Biblia are un mesaj pentru biserica evanghelică, o cheamă acasă. Biblia întotdeauna ne trimite în lume, dar niciodată să facem compromisuri cu lumea și niciodată să umblăm în căile lumii, ci doar să mântuim pe cât putem. Aceasta e directiva. Deci, dragul meu prieten creștin, dacă te lași pe spate în fotoliul tău tapizat, odihnindu-te în credința ta bazată pe Ioan 3:16 și pe faptul că ești acceptat de Iisus Hristos, ai face bine să iei seama. Ia seama să nu fii găsit pe din afară. Ia seama la propria inimă, ca nu cumva după ce toate se vor spune și face, să te trezești legat cu legăturile lumii. Privind înapoi la istoria lui Israel din Vechiul Testament, nu pot să nu observ că fiecare a treia generație trebuia să dea afară toate accesoriile religioase ale generațiilor precedente ca să se întoarcă la original. A început cu părinții fondatori care au întemeiat națiunea pe cuvântul limpede al lui Dumnezeu. Fiii părinților fondatori au început să relativizeze acea temelie, adăugând elemente neesențiale și neglijând elemente fundamentale. La nepoți vedem deja o desconsiderare crasă a bunicilor care au întemeiat Israelul, privând întreaga națiune a lui Israel de principiile fundamentale și nesocotind avertismentele profeților. Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Proverbe 22:28. Au umblat după alți zei care se potriveau cu moda timpului. Priveau cu invidie la națiunile din jur și au început să adopte zeii păgâni ai vecinilor lor. Curând au ajuns să adopte și cultura națiunilor din jur și nu se mai putea distinge diferența dintre un israelit și un filistean. Apoi venea generația următoare, sătulă de limbajul religios de lemn al generațiilor trecute. Ei au căutat în jurul lor ceva original. Invariabil se împiedicau de cuvântul Domnului și dintr-o pornire disperată măturau toate accesoriile religioase ce făcuseră parte din generațiile precedente. Astăzi noi am numit o trezire sau deșteptare. Adevărata trezire duce la o reformă drastică. Deseori generația tânără este cea care vede prin labirintul decepției și corupției, tânjind după ceva original, ceva cu substanță. Acest lucru a fost valabil nu numai la Israelul din vechime, ci e valabil și la biserică. Istoria bisericii dezvăluie același tipar în aproape fiecare generație. Când apărea o mișcare a lui Dumnezeu într-un grup de oameni, ei deveneau atât de contaminați de dorințe sfinte, încât mișcarea respectivă, noi o numim trezire, începea să măture bărbați și femei în împărăția lui Dumnezeu. Mă gândesc de exemplu la valdenzi, care au declanșat o mișcare în Evul Mediu, la Martin Luther și Marea Mișcare a Reformei din anii 1500, la John și Charles Wesley din anii 1700. Din pasiunea lor arzătoare pentru Dumnezeu s-a născut o mare mișcare cunoscută ca Mișcarea Metodistă, ce a salvat Anglia de la dezastru național. Aceste mărețe mișcări nu doar că au fost ale lui Dumnezeu, ele cu siguranță au fost inițiate de Dumnezeu, care a găsit inimi însetate după ceva ce numai Dumnezeu putea oferi, poate oferi. Ar fi greu de imaginat câți oameni au fost aduși de fapt în împărăția lui Dumnezeu prin aceste mișcări aprinse de pasiune sfântă pentru Dumnezeu. Modelul a fost lansat de părinții bisericii. Fiii lor au venit și au încercat să mențină mișcarea, să țină făclia aprinsă,
asigurându-se că transmit mai departe tot ce au făcut părinții lor. N-a durat decât o generație. Apoi următoarea s-a împovărat cu brizuri religioase care n-aveau nicio legătură cu rădăcinile lor spirituale. De ce facem cutare sau cutare? De ce să nu facem asta sau aia? Curând nepoții au permis lumii din jurul lor să se infiltreze în părtășia lor. N-a durat mult până n-a mai fost nicio diferență vizibilă între biserică și lume. Cultura lumii a cucerit efectiv biserica. Desigur, nepoții semănau cu bunicilor. Unii din ei chiar vorbeau dialectul religios al bunicilor lor. În cea mai mare parte, ei au fost nepoții care au dus mai departe lucrarea bunicilor lor. Totuși, n-au fost nepoții lor. Ceea ce fusese elementul vital pentru bunicii lor a devenit neînsemnat pentru nepoții lor. În loc ca religia lor să-i ducă mai departe în pasiune sfântă, au încercat să ducă religia și greutatea ei i-a dus la uzură și oboseală religioasă, iar în final la colaps. Au căutat alinare în lume în forma compromisului. A negocia cu lumea înseamnă a debiliza sentimentul prezenței lui Dumnezeu. Aș estima că nicio denominațiune n-a supraviețuit vreodată celei de-a 100 aniversări, fără o reformă drastică dinăuntru în afară. Apostolul Pavel avertizează împotriva pericolului de a avea o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, 2 Timotei 3,5. El adaugă cu un aer de finalitate, depărtează-te de astfel de oameni. Când apare o generație nesatisfăcută de starea actuală de lucruri și are o foame după Dumnezeu, ce nu poate fi stâmpărată de ritual și tradiție, căci ierarhia religioasă nu o poate stâmpăra, ea năvălește atât de neceremonios și plină de pasiune pentru Dumnezeu, încât supără pe toți cei ce le stă în cale, ocolește protocolul religios spre afrontul fariseilor religioși și cărturarilor ce dețin controlul la vremea respectivă. Liderii religioși îi condamnă și încearcă să-i scoată din biserică, în ghilimele. Totuși ei sunt biserica. Ei aprind o nouă generație cu o sfântă pasiune pentru persoana lui Dumnezeu, pasiune ce nu poate fi stinsă. Aici se găsește biserica evanghelică din această generație. Suntem confruntați cu astfel de primejdii și în cea mai mare parte a ei nimeni nu enumeră acele primejdii. Aș dori să vă împărtășesc puțin din gândurile mele privind acest subiect și poate eforturile mele sărăcăcioase vor stârni în inimile noii generații un dor și o pasiune pentru acea realitate ce derivă numai dintr-o relație personală și intimă cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Privind la Biserica Evanghelică de azi, văd câteva chestiuni la care trebuie să fac referință. Prima este spiritul Babilonului. Bântuirea spiritului Babilonului. Cred că spiritul Babilonului invadează biserica de azi în așa măsură încât o controlează. Oricine a citit Vechiul Testament înțelege semnificația termenului Babilon. Dacă nu știi prea multe despre aceasta, dă-mi voie să-ți arăt câteva caracteristici asociate cu spiritul Babilonului. Spiritul divertismentului. Acest spirit al Babilonului în forma divertismentului nu doar că s-a infiltrat în biserică, dar i s-a spus bun venit în ghilimele cu brațele deschise pe ușa din față și a dat năvală. Mi se pare atât de anacronic ca o generație de creștini să se lepede de realizările înaintașilor lor și de sacrificiile asociate cu credința încredințată lor cândva pentru a face avansuri atitudinii frivole și spiritului de divertisment în ghilimele. Acum nu ne mai închinăm lui Dumnezeu care stă pe tron, ci am ajuns să ne închinăm umbrei tronului. Creștinul obișnuit de astăzi este dependent de plăcerile exterioare. Oare se poate concepe o slujbă bisericească fără o doză însemnată de divertisment? Trăim în cultura distracției. Distracție și iar distracție. Spectacolul a înlocuit închinarea. Nu mai avem închinători, ci mai degrabă spectatori, observatori care stau vrăjiți de maestria spectacolului. Cererea este pentru ceva care ne face să ne simțim bine, să uităm de toate necazurile.
Părinții bisericii erau închinători fanatici și închinarea lor era însoțită de un preț greu, pe care, apropo, erau gata să-l plătească cu bucurie. Nepoții lor sunt acum observatori cu un apetit nestăpânit pentru divertisment. Sunt dependenți, nu se mai satură să fie electrizați de o nouă și o nouă senzație de încântare. Sunt atât de fanatici după divertisment pe cât au fost strămoșilor după închinare, ceea ce explică diferența. Pentru a spori și mai mult confuzia, făcând-o mai gravă, avem acum ceea ce eu numesc o închinare orientată spre performanță. Doar pentru că atașez cuvântul închinare în ghilimele unei fraze, nu înseamnă că este o închinare acceptată înaintea lui Dumnezeu. Acum dansăm înaintea Domnului, îmbrăcați într-o costumație caragioasă, zornăind ridicol și având impresia că asta îl impresionează oarecum pe Dumnezeul Atotputernic, Creatorul cerului și al pământului. Părinții bisericii veneau în prezența lui Dumnezeu cu un sentiment copleșitor de reverență, care îi captiva și îi aducea într-o stare de liniște sfântă înaintea lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu reverența în zilele noastre? Unde sunt cei captivați de duhul reverenței înaintea Dumnezeului lor? Unde sunt cei care au experimentat susurul blând în prezența lui Dumnezeu? Apoi avem celebritățile care conduc așa numita închinare din prezent. Aceasta oglindește cultura contemporană. Ca să fii lider în biserică, nu mai trebuie să ai calificări spirituale, pe cât personalitate și statut de celebritate. Fotbalistul convertit exercită mai multă influență în bisericile de azi decât omul care stă în genunchi înaintea lui Dumnezeu cu inima frântă pentru comunitatea sa. Acum ne conduc celebritățile, dar nu ne conduc pe aceeași cale pe care au trasat-o părinții bisericii. Spiritul de letargie. Toate acestea au creat cu succes în Biserica Evanghelică de azi condiția pentru letargia spirituală. Deoarece cuvântul letargie nu face parte din limbajul curent, probabil că trebuie să subliniez puțin ceea ce vreau să spun. Prin letargie înțeleg trăirea în trecut. Asta pare să explice condiția din prezent. Părinții bisericii nu s-au uitat înapoi încercând să trăiască în trecut. Părinții bisericii se uitau în urmă ca să afle direcția, astfel încât să poată merge înainte în puterea demonstrată de Duhul Sfânt. Dacă nu știm unde am fost, oare cum am putea ști încotro ne îndreptăm? Acesta e singurul motiv pentru care ne uităm înapoi. Nu ne uităm înapoi ca să mergem înapoi, ci ne uităm înapoi ca să ne asigurăm că mergem în direcția bună, înainte. Spiritul ușuratic. Prea mulți din biserica de azi trăiesc din nostalgia trecutului. Ei au impresia că toate bătăliile s-au terminat. Ei presupun că toate frământările din biserică sunt de domeniul trecutului. Ei sunt generația privilegiată care va merge ușor în cer pe un covor de flori. Poate cel mai descurajator aspect al acestei situații este că mulți s-au obișnuit cu o condiție statică și au sucombat spiritului de renunțare. Singura lor dorință, așteptare, este ca atunci când vor muri să meargă în cer. În afară de asta, își vor petrece timpul simțindu-se bine în cadrul religiei lor. Părinții bisericii nu se prea bucurau în religia lor. Cartea Martirilor este o lucrare de istorie creștină și martirologie scrisă de John Fox și publicată pentru prima dată în 1563. Cartea aceasta arată ce i-a costat pe ei religia. Nu se așteptau să o ducă prea bine. Charles Wesley, 1707-1788, în splendidul său imn, Ridicați-vă, soldați ai lui Hristos, dă tonul pentru generația sa. Soldați ai lui Hristos, ridicați-vă și puneți-vă armura, tari în puterea dată de Dumnezeu prin Fiul Său etern, tari în Domnul oștirilor și în puterea tăriei Lui, cel ce se încrede în puterea lui Isus e mai mult decât biruitor. Unde sunt astăzi acei soldați ai lui Hristos? Unde sunt cei ce merg înainte în puterea ce le-o dă Dumnezeu? Unde sunt cei ce sunt gata să înainteze cucerind? Tragedia acestei generații de creștini este
că bărbații au căzut în adormire, așa cum a profețit Pavel în cartea Romani și Iuda, în epistola sa. Am coborât garda, iar falșii proroci s-au poziționat astfel încât să controleze destinul acestei generații a bisericii creștine. Dominați de teologi impotenți. O altă tragedie pe care o asociez cu Biserica Evanghelică de azi este faptul că am ajuns dominați și ținuți captivi de teologi impotenți spiritual. Îmi place cuvântul teologie, înseamnă studiul despre Dumnezeu. Nu este nimic mai măresc de urmărit în lumea aceasta. Însetează inimile noastre după Dumnezeu, întrebând când vom ajunge să stăm înaintea Lui. Apoi, din cuvântul teologie derivă cuvântul teolog, care se referă la o persoană specializată în studierea lui Dumnezeu, dar a ajuns să însemne cineva care e expert într-o felie de creștinism. În multe cazuri, felia respectivă e cam mică și desprinsă de întreg. Acești teologi contemporani se ocupă cu detalii doctrinare. Expertiza lor e în domeniul regândirii pozițiilor doctrinare în lumina societății și culturii contemporane. Dintr-un motiv oarecare, ei cred că dacă societatea s-a schimbat atât de drastic, pozițiile noastre doctrinare trebuie să se schimbe în consecință. A reexamina doctrina inspirației Scripturii, de exemplu, este un exercițiu inutil. Prin felierea și fărâmițarea pozițiilor doctrinare am ajuns pe punctul de a nu mai ști ce credem. Nu numai atât, dar ne trebuie și o nouă traducere a Scripturii. Nu sunt împotriva acestui lucru de fel. De fiecare dată când se publică o nouă traducere, sunt printre primii care o cumpără. Totuși, o nouă traducere actualizată a Scripturii nu este răspunsul. E uimitor că în această generație care are mai multe traduceri decât toate generațiile precedente la un loc, avem cea mai slabă comunitate creștină din câte au fost vreodată. Ceea ce ne face creștini mai buni nu este lectura Scripturii în original sau într-o versiune contemporană, ci îngenunchierea cu Scriptura deschisă în fața noastră, lăsând Duhului Dumnezeu să ne frângă inima. Apoi, după ce am fost zdrobiți de plin înaintea Dumnezeului cel atotputernic, ne ridicăm de pe genunchi, mergem în lume și proclamăm mesajul glorios al lui Hristos, Mântuitorul lumii. Experții care știu totul în afară de lucru esențial pentru viața spirituală sunt cei care ne conduc bisericile. Ceea ce aș vrea să știu este în ce sunt ei experți. Se pare că nu prea mulți dintre ei sunt experți în cunoașterea lui Dumnezeu așa cum l-au cunoscut părinții bisericii. Nu par să aibă acel sentiment de venerație copleșitoare care predomina în biserica primară. Ce au făcut experții noștri pentru biserică, în afară de faptul că au împins-o într-un făgaș în care litera domină și controlează în timp ce tăgăduiește puterea Duhului Sfânt? Mă tem că am devenit prea apologetici în apologia noastră. În încercarea de a face tuturor pe plac, am sfârșit prin a distruge adevărul. Asta a creat un sistem de clase religioase. Totuși, acești doctori, cu titlurile lor de doctor și cu nasurile înțepenite în sus, au cauzat multă zâzanie în Biserica lui Iisus Hristos. Oare nu știu ei că diavolul e un teolog mai mare decât noi toți la un loc? Scriptura ne spune că diavolul chiar tremură înaintea lui Dumnezeu, dar n-are parte în împărăția lui Dumnezeu. Tu crezi că Dumnezeu este unul, dar și dracii cred și se înfioară. Iacov 2,19. Asta nu face decât să demonstreze tirania religiei din zilele noastre. În biserica primară, toți membrii făceau parte din echipa de slujire. Era de așteptat ca toți să meargă în lume și să predice mesajul glorios al răscumpărării lui Iisus Hristos. Desigur, au fost categorii, cum ar fi prezbiteri, episcopi și apostoli. Biserica a funcționat destul de bine prin implicarea la oaltă a fiecărui creștin, fiecare știind care este locul și făcându-și partea. Acum avem echipe de experți care cunosc doar litera legii. Avem oameni care au devenit snobi religioși, care pun de spectacol înaintea creștinilor, în speranța că duminică se va strânge la colectă suficient ca să le acopere un stil de viață de îmbuibare.
Nu-i greu de văzut că spiritul Babilonului creează condițiile letargiei spirituale care invadează biserica de azi și toate acestea sub orchestrarea unor teologi impotenți spiritual. A minimaliza pericolul înseamnă să pui în pericol o întreagă generație de creștini. Acesta este blestemul apostaziei. Apostazia începe prin infiltrarea pe neobservate anumitor indivizi și prin înlocuirea Duhului Sfânt ca forță călăuzitoare în mișcarea creștină. Biserica n-a fost niciodată menită să fie pilotată de oameni, căci Duhul Sfânt a născut biserica în ziua de Rusalii ca vehicul prin care să-și poată face lucrarea în fiecare generație. Haideți să înfruntăm pericolele, să ne dăm seama cât de gravă e situația. Apoi, în puterea și demonstrarea Duhului Sfânt, să năruim toate aceste separații artificiale și toată ierarhia impotentă promovată de denominaționalism. Să ne întoarcem la felul de creștinism care s-a născut la Rusalii și să nu ne mai plecăm sub jugul robiei, Galateni 5 cu 1. Trebuie Iisus să poarte crucea singur? Thomas Shepherd, 1665-1739. Trebuie Iisus să poarte crucea singur și toată lumea să nu poarte nimic? Nu, este o cruce pentru fiecare și e o cruce pentru mine. Ce fericiți sunt sfinții din cer care cândva mergeau plângând. Acum ei gustă dragostea nemijlocită și bucuria fără lacrimi. Eu, crucea sfințită, voi purta până când moartea mă va slobozi, apoi voi merge acasă să-mi iau cununa, căci e o cunună pentru mine. Pedalele de cristal la picioarele străpunse a lui Isus îmi voi arunca cununa de aur repetând dragul său nume. O scumpă cruce, o glorioasă cunună, o zi a învierii, când Hristos Domnul coboară din cer să-mi ducă sufletul acasă. Capitolul 2. Căutarea unui substitut pentru Dumnezeu. Pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm harfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Psalmul 137, 1-4. Moise, care era sus pe muntele Sinai la întâlnirea cu Dumnezeu când a primit cele 10 porunci, nu și-a dat seama că jos în vale poporul lui Dumnezeu era în pericol. Captivat de prezența lui Dumnezeu, Moise nu avea alt gând decât Dumnezeu. Jos în vale însă era cu totul altă poveste. În timp ce Moise era pe vârful muntelui, fratele său a cedat la plictiseala Israelului. Moise era plecat de mai multă vreme decât anticipaseră și era nevoie de ceva să gâdile poftele carnale ale poporului lui Dumnezeu. Spus pe șleau, se săturaseră să-l aștepte pe Moise. Când te uiți la faptele obiective, îți dai seama cu ușurință că una din marile probleme ale poporului lui Dumnezeu este plictiseala. Plictiseala de religie e de înțeles, dar să te plictisești de Dumnezeu, nu. Cei care s-au întâlnit cu Dumnezeu și cu prezența măreață copleșitoare a Lui nu pot ajunge niciodată în starea de plictiseală. Oricine încearcă să respecte cu religiozitate religia va experimenta momente de mare plictiseală în detaliile rutinei. Israel a experimentat toate minunile grozave făcute de Dumnezeu pentru ei și totuși s-au plictisit de Dumnezeul acelor minuni. Aaron, confruntat cu mânia lui Moise când a văzut situația, a răspuns: să nu se aprindă de mânie, Domnul meu, tu singur știi că poporul acesta este pornit la rău. Ei mi-au zis: fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Eu le-am zis: cine are aur să-l scoată, și mi l-au dat. L-am aruncat în foc și din el a ieșit vițelul acesta. Exod 32 cu 22 la 24.
Împrejurările spiritului Babilonului au creat o situație în care biserica este dominată de ceea ce eu aș numi practici oculte. Ocultismul domină scena creștină în așa măsură încât adevăratul creștinism abia mai respiră. Dați-mi voie să detaliez și să explic. Cultul imitării. Primul cult ce domină creștinismul de azi este tendința de a imita ceea ce este în afara bisericii. Aceasta e o caracteristică a imaturității, ca în cazul unui băiețaș ce vede pe cineva făcând ceva și încearcă să-l imite fără să știe ce înseamnă. Media seculară din America stabilește standardele pentru noi cei din biserică. Biserica are acum programe, în ghilimele, conduse de maestrii de ceremonii. Asta vine direct din lumea divertismentului. Vaca sacră a lumii a fost adusă în sanctuarul Dumnezeului celui viu. Biserica imită cu naivitate ceea ce vede în lume, fără să se gândească la consecințe. A fost o vreme când biserica stabilea standardele pentru muzică. Apoi lumea a imitat biserica. Oameni ca Beethoven, Mozart și Handel au întemeiat întreaga lume muzicală, focalizându-și muzica pe biserică. Noi nu mai suntem inițiatori în muzică, ci absorbim muzica din jurul nostru. Ne ducem cu enfază în lume ca să aducem în biserică sunetele lumii. Aducem ca jertfă acest porc, în ghilimele, pe altarul lui Jehova. Ce blasfemie! Am avea atât de multe altele să-i oferim lui Dumnezeu. Importarea culturii din jur în loc de adorarea caracterului natural al lui Hristos în noi este trista realitate a creștinismului de azi. Literatura nu e nici ea diferită. Dacă există o carte bine vândută în lume, poți fi sigur că în cele din urmă va fi imitată și în biserică. În loc să scriem literatură bună care îl onorează pe Dumnezeu, biserica și lucrurile cerești, multiplicăm literatura jalnică, dubioasă, moralicește a lumii. Se pare că pentru unii scriitori e ca un trofeu să vadă cât de aproape de marginea prăpastiei se pot duce fără să cadă în ea. Am pentru ei o veste. Ei nu sunt în pericol de cădere, ei au căzut deja, dar încă nu-și dau seama. Motivul pentru care se întâmplă acestea este că creștinismul este în mare parte neînțeles, chiar și de către cei care pretind că sunt creștini. Adevăratul creștinism este o taină, o mirare, ceva străin și transcendent acestei lumi. Creștinismul Noului Testament este incomprehensibil pentru lume. Nu există nicio șansă să faci o punte de legătură între standardele lumii și standardele bisericii. Unii spun că e o mare onoare și o realizare de marcă să scrii o carte acceptabilă atât pentru lume cât și pentru biserică. Ceva nu se leagă aici. Nu pot găsi nicăieri în scriptură sau măcar în istoria bisericii în care s-ar sugera ideea de compatibilitate între lume și biserică. Gusturile bisericii ar trebui să fie infinit mai înalte și mai mărețe decât ale lumii. Ceea ce satisface biserica n-ar trebui să satisfacă deloc lumea. Adevăratul creștin are un apetit insațiabil după Hristos și lucrurile lui Hristos, pe când lumea nu are un astfel de apetit. Hristos e singur și nu imită, nici nu face curte lumii într-o tentativă jalnică de a o cuceri. Multe biserici evanghelice sunt mai aproape de lume decât de standardele Noului Testament în aproape orice privință. Cultul divertismentului. Legat de cultul imitației este cultul divertismentului. Aceasta e probabil cea mai destructivă erezie ce otrăvește Biserica Evanghelică de azi. Ideea că religia este o formă de divertisment este atât de străină de învățătura Noului Testament, încât mă uimește că până și biserici bune de altfel i-au căzut pradă. Încă o dată, acest lucru se vede cel mai bine în literatura modernă, ce ne-a oferit un tip de ficțiune religioasă nerealistă, nefirească, falsă. Calitatea ei este atât de scăzută față de standardele Noului Testament și al istoriei bisericii, încât eu mă mir că se mai vinde. Totuși, acest fel de divertisment religios face să zboare cărțile de pe rafturi mai repede decât orice. Ceea ce i-ar trebui acestei generații nu e divertisment religios care să-i satisfacă poftele carnale, ci mai degrabă literatură bazată pe Biblie, care să provoace să înflăcăreze sufletul spre o apreciere mai profundă a lui Dumnezeu și a lui Hristos,
întregului plan de salvare. E adevărat că ceea ce hrănim, aceea va crește. Dacă hrănim natura noastră carnală și poftele ei, aceasta va fi forța dominantă în viața noastră. Dacă hrănim natura spirituală, apetitul nostru pentru lucrurile lui Dumnezeu va crește. Cultul celebrității. Al treilea cult ce domină Biserica Evanghelică de azi este cultul celebrității și chiar aici ar trebui să mă opresc. Nu știu din ce motiv liderii Bisericii Evanghelice de azi cred că pentru a realiza ceea ce își doresc pentru Hristos au nevoie de niște celebrități care să deschidă drumul. Aceste celebrități convertite au de făcut pentru Biserica Evanghelică ceea ce oamenii lui Dumnezeu nu pot. La urma urmei, celebritățile au experiență, în ghilimele, în lume. Oamenii impresionați de aceste celebrități convertite sunt creștini carnali și impresionarea pe care o aduc ei ține numai până apare o celebritate și mai mare. Unde este generația care cădea pe genunchi înaintea lui Dumnezeu cu inima frântă pentru lumea din jur? Unde sunt acei oameni care au renunțat la tot pentru a ajunge la cei nemântuiți din lume? Unde este un Moody în biserica de azi? Unde este un Simpson? Unde este un Adorian Judson? Unde este un Hudson Taylor? Unde este o Susanna Wesley? Și unde este o Lady Julian? Și sunt mulți alții pe care i-aș putea numi. Creștinul obișnuit de azi nu e vrednic să le deslege cureaua încălțămintelor. Să știi despre acești bărbați și femei și lucrarea pe care au făcut-o și apoi să te întorci să fugi după niște celebrități convertite, e aproape o blasfemie. Leșinăm după celebrități. Indiferent ce ar spune aceștia, acceptăm ca pe cuvântul important al momentului, chiar dacă e contrar învățăturii biblice. Sfântul Ignațiu spunea, în afară de el, nimic să nu te fascineze. Noi astăzi lăsăm ca orice în afară de El să ne fascineze. Noi ne lăsăm plictisiți de Dumnezeu și de adevărurile Scripturii. Se pare că avem nevoie de ceva să ne anime și să ne emoționeze. Aceasta ne-a dus departe de drumul înlocuirii, pe drumul înlocuirii lui Dumnezeu. Biserica primară era înmărmurită în fața lui Hristos. El îi fascina și însuflețea în așa măsură încât nu se mai săturau de Hristos. Ei vorbeau numai despre Hristos. Nu gândeau altceva decât Hristos. De dimineață până seara era Hristos. Hristos era singurul motiv pentru care trăiau, dar erau mai mult decât bucuroși să moară pentru El. Acum noi ne uităm la celebrități să ne fascineze. Nu știu de ce ne închipuim că divertismentul carnal este înlocuitorul potrivit al adorării sfinte a celui preanalt. Tot acest statut al celebrităților sau talentelor lumești este străin de nou Ierusalim. Nici o emoție ieftină nu poate înlocui bucuria extatică a cunoașterii lui Iisus Hristos. Israelul copleșit de Babilon. Chiar dacă Israelul în Babilon n-a încetat să fie Israel, națiunea și-a pierdut abilitatea de a cânta laudă lui Jehova în închinare. I-a pierit muzica. Ceea ce a fost natural pentru Israel înainte de Babilon, a devenit imposibil în Babilon. Cum să cântăm cântările Domnului pe un pământ străin, Psalm 137:4, se văitau evreii captivi când se gândeau la țara lor, Israel? Cântările Sionului nu se potriveau în mijlocul gloriei Babilonului. Deși Israelul și-a pierdut reverența, în ghilimele, față de Jehova și-a ajuns copleșiți de Babilon, cei care își aminteau de laudele sublime adresate lui Jehova plângeau. Zdrângănitul ieftin al Babilonului nu se compara cu cântările Sionului. În Exod 32 găsim că în timp ce Moise era pe vârful muntelui ca să primească poruncile de la Dumnezeu, Israel cădea în apostazie. Contrar poruncilor Domnului și-au făcut un idol. Israel a proclamat o sărbătoare de dedicare și-au adus jertfe idolului în formă de vițel de aur, o sfidare fățișă a poruncilor lui Dumnezeu. Aaron ar fi trebuit să știe mai bine, dar s-a lăsat dus de mulțime. Închinarea la altarul greșit. Biserica Evanghelică de azi are și ea idoli dedicați contrar poruncilor lui Dumnezeu.
Fără să se abată, ei se închină la aceste altare ale zeilor păgâni. Altarul marketingului. Prima închinare este la altarul publicității. Mulți creștini evangheliști se închină frecvent la marketingul publicitar ca și cum ar fi panaceul universal al tuturor problemelor. Cum ar putea să-i facă pe oameni să vină la biserica lor fără o masivă campanie publicitară? Publicitatea trebuie să facă acum treaba Duhului Sfânt de pe vremea părinților bisericii. Madison Avenue nu este un înlocuitor al Duhului Sfânt care mișcă inimile bărbaților și femeilor. Mulți creștini se închină la altarul succesului. Cu siguranță cred că Dumnezeu dorește să avem succes în umblarea noastră creștină și în evangelizarea lumii. Problema e când definim succesul în termenii lumii. Potrivit lumii, Hristos ar fi un ratat total și primii apostoli ar fi trebuit să moară tot ca niște ratați. Mai mult, în toată istoria bisericii, marii oameni ai lui Dumnezeu erau cu siguranță niște ratați după criteriile contemporane de succes. Ceea ce lumea consideră succes, Dumnezeu socotește o urâciune, Luca 16:15. Creștinul de succes e cel care realizează că nu e decât un pelerin în lumea aceasta, în căutarea unei cetăți al cărui meșter și temelie este Dumnezeu. Evrei 11 cu 10, 13 cu 14. Altarul banilor. Mulți din Biserica Evanghelică se închină la altarul banilor. Toți sunt de acord cu faptul că banii sunt necesari pentru funcționarea proiectelor misionare externe și a proiectelor evanghelistice în cadrul comunităților din jurul bisericilor noastre. Nimeni n-a înțeles mai bine lucrul acesta decât Simpson, George Mueller și Hudson Taylor. Acești bărbați și mulți alții care le-au călcat pe urme au strâns prin rugăciune milioane de dolari pentru a duce la îndeplinire lucrarea pe care Dumnezeu le-a pus-o pe umeri. Pentru ei însă, banii reprezentau un mijloc pentru a realiza ceva, pe când astăzi banii sunt scopul. Altarul activismului. Biserica se mai închină la altarul activismului. E aproape de la sine înțeles că în Biserica Evanghelică de azi ocupația a devenit un Dumnezeu. În fiecare seară a săptămânii se desfășoară vreo activitate ce epuizează poporul lui Dumnezeu. Când mai avem timp să stăm pe acasă? Când mai avem timp să intrăm în odăiță ca să petrecem timp în rugăciune de mijlocire pentru comunitatea din jurul nostru? Activismul de dragul activismului e o cursă în societatea noastră. Desigur, trebuie să mai ieșim să facem exerciții. Desigur, Biblia condamnă lenea, trândăviala. Dar când activitatea devine un scop în sine, devine un altar la care se închină biserica. Eu știu care e raționamentul din spatele activismului. Dacă nu avem activități pentru tineri, lumea le va oferi. Copiii sunt stimulați să dorească tot mai multe jucării scumpe. Mă aduc aminte de plăcerea jucăriilor ce mi le făceam singur din resturi de materiale. Nu doar că aveam bucuria că le cream singur, dar mă și distram să mă joc cu ele. Acum nu mai există așa ceva. Acum avem o generație stimulată excesiv. Marile emoții nu mai vin din experiențe lăuntrice, ci sunt induse prin saturații extravagante din afară. Lumea trăiește prin stimulare excesivă, episoade succesive de scrântire a sufletului. Și biserica este pe fază împreună cu lumea. Ar trebui ca gândurile mărețe să stimuleze în noi cele mai înalte pasiuni pe care mintea și sentimentele le pot nutri. Altarul plăcerii. Cel mai surprinzător altar în Biserica Evanghelică de azi este altarul plăcerii. Nimeni nu poate citi Biblia fără să ajungă la concluzia că Dumnezeu își găsește plăcerea în creația sa și, prin urmare, plăcerea este bună, sănătoasă și sfântă. Problema e ce anume ne produce plăcere. Plăcerea în sine nu este rea, dar ceea ce ne dă acel sentiment de plăcere poate fi greșit. Ne face plăcere lucrarea lui Dumnezeu? Ne face plăcere părtășia cu poporul lui Dumnezeu? Ne face plăcere prezența lui Dumnezeu? Sau trebuie să ieșim din cadrul părtășiei creștine ca să găsim plăcere în lume? Asta e rău.
Cea mai rea parte e că am încorporat în biserică activitățile și plăcerile din lume. Orice stimulează omul obișnuit din lume este integrat repede în programul bisericii locale. Găsește orice plăcere în lume și o vei vedea în cele din urmă în biserica evanghelică. Cum a putut biserica să ajungă până aici? Totul a început cu atribuirea unei false valori anumitor lucruri, ca apoi să presupui autenticitatea acelor lucruri, valori. Așa s-a întâmplat cu adoptarea poeziei, a muzicii, a teatrului și literaturii, ca să autentifice acele valori. Toate se bazează pe presupusa autenticitate a celor valori, în timp ce dovezile falsității acelor valori sunt negate sau ignorate. Trebuie să ținem minte că numai cel ce primește ordine direct de la Iisus Hristos îi aparține lui. Biserica evanghelică este pe cale să compromită chiar acest lucru, ignorând așa vorbește Domnul. Da, ne trebuie orice beneficiu pe care ni l-ar putea conferi Hristos. Ne trebuie ajutorul lui, protecția și călăuzirea lui. Ba chiar ni se umezesc ochii la gândul nașterii, vieții, morții, exemplului și învățăturii sale. Problema apare când nu mai primim ordine de la El. Hristos nu poate mântui pe cel pe care nu-l poate controla. A pretinde că ești mântuit în timp ce ignori poruncile lui, înseamnă să trăiești în autoamăgire crasă. Totuși, nu totul este pierdut. Mai putem avea parte de ajutor. E posibil o trezire. Într-o singură scăpărare de inteligență, Dumnezeu poate face un om să înțeleagă, în cel mai profund sens al cuvântului, mai multe lucruri care privesc sufletul și veșnicia sa, decât ar putea învăța în 10 ani de studiu intensiv. De asemenea, e adevărat că lungile meditații asupra adevărurilor divine și obiceiul ascultării de acele adevăruri așa cum sunt cunoscute reprezintă condițiile necesare ca să ți se dea această străfulgerare. Duhul Sfânt nu va ilumina un suflet irresponsabil. Sau dacă o face odată, nu o mai face niciodată. El pretinde să trăim în acord cu cele mai înalte privilegii care ni se acordă. Vrei să trăiești pentru Isus? Cyrus Nussbaum, 1861-1937. Vrei să trăiești pentru Isus, să fii mereu curat și bun? Vrei să umbli cu El pe calea îngustă? Vrei să-ți poarte El sarcina, să-ți ducă toată povara? Lasă voia Lui să fie. Vrei să te facă liber și să-i urmezi chemarea? Vrei să cunoști pacea ce vine dăruind totul? Vrei să te salveze ca să nu mai cazi nicicând? Lasă voia Lui să fie. Vrei să găsești în împărăția Lui un loc de odihnă constantă? Vrei ca prin testul providențial să-și dovedească adevărul? Vrei ca întotdeauna să lucrezi în slujirea, în slujba Lui din plin? Lasă voia Lui să fie. Puterea Lui te poate face ceea ce trebuie să fii. Sângele Lui îți poate curăți inima, te face liber. Iubirea Lui îți poate umple inima și vei vedea că așa a fost cel mai bine, să lași ca voia Lui să fie. Capitolul 3. Platforma pentru falsa învățătură. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Iuda 1 cu 3. Apostolul Iuda se pregătea să scrie o scrisoare de încurajare, așa cum te pune să scrie o scrisoare de încurajare unui prieten. Plănuia să se refere la ceea ce numim mântuirea noastră comună. Dar în biserică s-au ivit niște circunstanțe neplăcute care l-au forțat să scrie o altfel de scrisoare. Niște oameni s-au strecurat pe neobservate. Acești oameni trăiau în păcat în viața personală și răspândeau învățături contrare credinței creștine. Ei fuseseră anticipați și condamnați de Domnul însuși când era pe pământ. Iuda a scris pentru a provoca victimele acestor învățători să lupte pentru adevăr, nu cel descoperit de ei înșiși, ci cel care li s-a dat prin revelație.
De-a lungul secolelor s-a dezvoltat în Biserica Evanghelică o platformă pentru falsa învățătură. Această evoluție este de așa natură încât puțini sunt conștienți de ea. Învățătura falsă, învățătura care spune că lucrurile stau altfel decât sunt, începe cu un concept greșit. Când descoperim sau ni se revelează anumite adevăruri, fie ele fizice sau spirituale, avem obligația morală să admitem acele adevăruri și să ne conformăm învățătura după ele. Acesta este cadrul general de care trebuie să depindă toate celelalte, că lucrurile sunt așa cum sunt, fie că ne place, fie că nu. E treaba noastră să aflăm cum stau lucrurile, să le acceptăm și după aceea să ne adaptăm învățătura conform realității. E simplu, nu-i așa? Așadar, doctrina corectă are importanță vitală pentru că e învățătura despre cum stau lucrurile. Noi trăim într-o lume matematică și morală. Dumnezeu face ca lumea să funcționeze cu precizie matematică. La fel face și cu lumea morală. Nonconformitatea în oricare din aceste sfere duce la dezastru. Prin urmare, învățătura falsă distorsionează datele realității vitale. Deci, a spune adevărul despre lucruri presupune să afli cum stau lucrurile și apoi să-ți potrivești cuvintele după faptele obiective. La fel e și cu adevărurile spirituale. Odată ce s-a revelat adevărul în cuvântul lui Dumnezeu, e treaba noastră să aflăm care este acel adevăr și apoi, în toate învățăturile noastre, să ne conformăm acelui adevăr. N-avem voie să-l edităm ori să-l schimbăm, ci să-l lăsăm să rămână așa cum este. Dacă un inginer greșește poziția și apoi construiește după poziția greșită, clădirea se va prăbuși. Dacă un navigator greșește direcția de navigare, nava sa va da peste un banc de nisip sau peste o stâncă și se va sparge scufundându-se. Neconformarea cu adevărul aduce dezastru. Proporția dezastrului depinde de nivelul înalt sau scăzut al abaterii de la adevărul obiectiv. Un concept greșit despre Dumnezeu. Învățătura falsă distorsionează datele reale în puncte vitale, adevărul despre Dumnezeu, noi înșine, despre păcat și despre Hristos. În primul rând, orice învățătură falsă trebuie să înceapă cu un concept greșit despre Dumnezeu. Nimeni nu poate greși grav în orice alt domeniu dacă despre Dumnezeu are un concept corect. Toate greșelile care s-au făcut, toate erorile fundamentale, se bazează pe un concept greșit despre Dumnezeu. Oamenii nu vor să-L lase pe Dumnezeu să fie ceea ce a spus că este. Ei încearcă să schimbe, să corecteze, să altereze și să facă apologia lui Dumnezeu în încercarea de a-L face mai bun decât este. Dumnezeu este și noi am face bine să-L acceptăm așa cum este. Dumnezeu este și îngerii vor să fie ceea ce este. Dumnezeu este și bătrânii, sfinții și făpturile cerești vor ca El să fie ceea ce este. Cel mai bine ar fi și pentru noi să dorim ca El să fie ceea ce este, iar noi să ne conformăm la ceea ce este El. Nici o structură nu poate dăinui dacă a fost construită pe o temelie greșită. O fundație greșită va face să se scufunde, să se surpe, să se încline și să cadă, distrugând întreaga structură. Dintre toate temeliile, Dumnezeu e cea mai importantă, pentru că Dumnezeu este Dumnezeu. El a făcut cerul și pământul și toate lucrurile din ele. Ar fi o mare și amară eroare pentru un bărbat sau o femeie să-și trăiască viața crezând anumite lucruri despre Dumnezeu, doar ca să afle că n-au fost adevărate. Să-și închipuie că vorbesc cu Dumnezeul cerului și al pământului și apoi să afle că se adresau unui Dumnezeu plăsmuit de imaginația lor. Ar fi o calamitate, o tragedie pentru sufletul uman să te rogi și să predici o viață întreagă despre un Dumnezeu care nu e adevărat, ci un agregat de idei din filozofie, psihologie și alte religii și superstiții. Dumnezeu este ceea ce este și noi am face bine să învățăm cine este Dumnezeu și apoi să ne conformăm învățătura acelui adevăr. Dacă îndepărtăm oricare din atributele lui Dumnezeu, șubrezim conceptul despre Dumnezeu. Unii creștini au luat din natura lui Dumnezeu toată exercitarea dreptății, judecata și ura față de păcat și nu le-a mai rămas decât un Dumnezeu moale.
Alții au luat dragostea și harul și nu le-a mai rămas decât un Dumnezeu al judecății. Sau au luat caracterul personal al lui Dumnezeu și nu le-a rămas decât un Dumnezeu matematic, Dumnezeul științei. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al dreptății, al harului și al milei. Deși este Dumnezeul exactității matematice, El este și un Dumnezeu care a putut lua copiii în brațe, i-a mângâiat și le-a zâmbit. El este un Dumnezeu care iartă. Deci am face bine ca studierea cuvântului Său să devină preocuparea noastră de căpătâi pentru a afla ce este El, ca apoi să ne conformăm concepțiile după ale Lui. Un concept greșit despre noi înșine. Orice concepție greșită despre Dumnezeu ne va duce invariabil la o concepție greșită despre noi înșine. Ne putem cunoaște pe noi înșine doar în măsura în care îl cunoaștem pe Dumnezeu. Dacă teologia noastră e falsă, și antropologia noastră va fi falsă. Dacă ne înșelăm cu privire la Dumnezeu, nu vom ști niciodată cine, ce și de ce suntem unde suntem. Putem avea o explicație despre noi înșine numai în lumina doctrinei, că Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și astfel omul a devenit un suflet viu. Știința a descoperit multe lucruri privitoare la om, dar nu le-a descoperit în context. Ea n-a început cu Dumnezeu ca să înțeleagă să explice lumea lui, ci a început cu lumea și a încercat să și le explice pe Dumnezeu, dar s-a oprit înainte să-l găsească. Dacă un om greșește în concepția lui despre Dumnezeu, va greși obligatoriu și în concepția sa despre sine. Dacă greșește în concepția sa despre artist, va greși și în concepția sa despre pictură. Dacă greșește în concepția sa despre olar, va greși și în concepția sa despre vasele lui. Dacă greșește în concepția sa despre Dumnezeu, va greși și în ce privește creația lui. În timp ce răspândesc descoperirile științifice pretutindeni în jur, oamenii greșesc pentru că l-au lăsat pe Dumnezeu pe din afară și spun în inimile lor, nu există Dumnezeu, sau dacă există un Dumnezeu, este un Dumnezeu al matematicii și al legilor, nu Dumnezeul prezentat de Biblie. Asta e greșit. Nu poți cunoaște adevărul despre tine însuți până nu cunoști mai întâi adevărul despre Dumnezeu. Tu te tragi din mâinile lui Dumnezeu și tot la El trebuie să te întorci, pentru binecuvântare sau judecată. Până nu-L primești pe Dumnezeu, până nu-L înțelegi și îl lași să fie ceea ce pretinde că este, până nu crezi despre tine ce spune Dumnezeu despre tine, crezi o doctrină falsă. Dacă îți închipui că ești câtuși de puțin mai bun decât spune Dumnezeu că ești, greșești. Dacă crezi că ești diferit, oricât de puțin, de ceea ce spune Dumnezeu că ești, te afli în eroare. Ai falsificat dovezile ca să te faci victimă. Trebuie să crezi despre tine ceea ce spune Dumnezeu despre tine. Să crezi că ești chiar așa de rău cât spune Dumnezeu că ești. Crede că ești chiar atât de îndepărtat de El cât spune Dumnezeu că ești. Apoi crede în Hristos, crede că poți să te apropii de El atât cât spune El că poți, și acceptă ceea ce spune El ca fiind adevărat. O concepție greșită despre păcat. Păcatul nu poate fi înțeles până nu crezi în Dumnezeu și în ce a spus El despre păcat. Păcatul este acel fenomen omniprezent ce apare ca un intrus în toată omenirea și care se manifestă prin minciuni, ură, corupție, crimă, nedreptate, făcând necesară legea, zăvoarele, poliția, închisoarea, spânzurătoarea și mormântul. Sunt din aceia care neagă păcatul sau îl redenumesc, ceea ce desigur e falsificarea dovezilor. Sunt și din aceia care îl tratează ca pe o boală, dar și ei falsifică datele. Dumnezeu a spus că păcatul este o încălcare a legii, o rebeliune împotriva voinței lui. Dumnezeu spune că e vorba de o natură moștenită de la părinții noștri. Dumnezeu spune că este un act împotriva credinței, împotriva dragostei și milei lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că este o rebeliune împotriva autorității autoproclamate a maestății celui preanalt.
Dumnezeu spune că păcatul este fără de lege și că este imputabil personal fiecărui om care îl comite. Dumnezeu a spus, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Ezechiel 18,20. Adevărul privitor la păcat presupune ca noi să credem adevărul privitor la Dumnezeu, că El este suveran, sfânt și drept. Adevărul privitor la noi este că suntem creația Lui, că suntem purtătorii decăzuți ai chipului Lui, o imagine distorsionată față de intenția Lui Dumnezeu. Păcatul, prin urmare, este o rebeliune morală responsabilă de toate alegerile greșite. Mai bine am crede despre păcat ce spune Dumnezeu despre păcat, altfel falsificăm dovezile. Falsificarea dovezilor în domeniul spiritual aduce după sine consecințe mult mai teribile decât falsificarea dovezilor în domeniul material. Doctorul care calculează greșit numărul pilulelor pe care le prescrie unui pacient îl poate ucide, dar acest lucru înseamnă doar distrugerea trupului. Predicatorul care judecă sau evaluează greșit adevărul despre păcat, om și Dumnezeu, își duce în rătăcire ascultătorii, ceea ce este infinit mai teribil. Adevărul referitor la Dumnezeu înseamnă că trebuie să acceptăm suveranitatea lui Dumnezeu, sfințenia lui, dreptatea lui, harul și dragostea lui și tot ce spune Biblia despre Dumnezeu. În ce ne privește pe noi înșine, se impune să credem că suntem purtători decăzuți ai chipului lui Dumnezeu, unii care am purtat cândva chipul său, dar am decăzut. Un concept greșit despre Iisus Hristos. Dacă nu ai o concepție corectă despre Dumnezeu, despre tine însuți și despre păcat, vei avea o concepție deformată și imperfectă despre Hristos. Este convingerea mea sinceră și indulgentă că Hristosul practicantului obișnuit al religiei de astăzi nu este Hristosul Bibliei. E mai degrabă un chip distorsionat, unul cioplit, pictat pe pânze, inspirat din teologia liberală ieftină despre Hristos, o persoană moale și timidă. Acest Hristos nu are nimic din tăria fierului, nu se mânie, nu are dragostea, harul și mila ce le avea cel ce a umblat prin Galileea. Dacă am o concepție inferioară despre Dumnezeu, voi avea o concepție inferioară și despre sine. Și dacă voi avea o concepție inferioară despre sine, voi avea o concepție periculoasă despre păcat. Dacă voi avea o concepție periculoasă despre păcat, voi avea o concepție greșită despre Hristos. Iată cum decurge. Dumnezeu este redus, omul este degradat, păcatul este subestimat și Hristos este discreditat. Ce rezultă de aici? Că trebuie să fim toleranți? De fapt, omul e tolerant numai cu lucrurile neimportante. Ce s-ar întâmpla cu un om de știință tolerant sau cu un navigator tolerant? Practicantul liberal al religiei admite pur și simplu că nu consideră lucrurile spirituale ca vitale. Nu-i de mirare că Iuda a spus acele lucruri teribile în epistola sa către biserică. Îți recomand să citești încă o dată cartea lui Iuda. Apucă-te de ceva, îndrăsnește să crezi ceva și îndrăsnește să stai de partea lui Dumnezeu. În aceste zile îngrozitoare ale așa zisei toleranțe, oamenii sunt gata să creadă orice. Nu suntem chemați să zâmbim întotdeauna. Uneori suntem chemați să ne încruntăm și să mustrăm cu toată îndelunga răbdare în învățătură. Trebuie să certăm, dar nu să fim arțăgoși. Trebuie să păstrăm adevărul fără a răni oamenii. Trebuie să distrugem erezia fără să vătămăm oamenii. În vechime, când cineva greșea, era certat și în cearta lor deveneau arțăgoși. În încercarea de a păstra adevărul, îi distrugeau pe cei căzuți în rătăcire. Haideți să păstrăm adevărul fără să îi rănim pe oameni. Iuda ne spune, ei sunt aceia, Iuda 1,19. Să ne fie milă de ei, să ne pară rău pentru ei, să plângem pentru ei, dar să ne ferim de ei. Dar voi, prea iubiților, versetul 20, acum se adresează celor de ai lui, adevărații credincioși în Dumnezeu și în Hristos, și apoi le dă 4 lucruri de făcut. 1. Zidește.
Zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, versetul 20. Ai o Biblie? O studiezi? Ai citit recent o carte întreagă a Bibliei? Ai memorat ceva versete din Scriptură? Ai căutat să-L cunoști pe Dumnezeu sau să-ți alimentezi religia din mass media seculară? Zidește-te în credința preasfântă. 2. Roagă-te. Rugați-vă prin Duhul Sfânt, versetul 20. Eu nu ezit să spun că cea mai mare parte a rugăciunii nu e în Duhul Sfânt. Motivul este că nu avem pe Duhul Sfânt în noi. Niciun om nu se poate ruga în Duhul Sfânt decât dacă inima sa este un locaș al Duhului Sfânt. Numai dacă Duhul Sfânt domnește nelimitat în tine, poți să te rogi în Duhul. 5 minute de rugăciune în Duhul valorează mai mult decât un an de rugăciuni sporadice care nu sunt făcute în Duhul Sfânt. 3. Iubește. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu, versetul 21. Fii credincios adevărului, dar fii milostiv față de cei greșiți. Niciodată să nu jigniți pe nimeni. Niciun creștin nu are dreptul să se simtă jignit, căci este un sentiment ce vine numai din mândrie. Să nu lăsăm vreodată ca atitudinea jignitoare să stăpânească peste noi. Să fim milostivi și iubitori față de toți, iar pe noi înșine să ne păstrăm în dragostea lui Dumnezeu. 4. Așteaptă. Așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică, verset 21. Să așteptăm revenirea lui Iisus Hristos, îndurarea Domnului Iisus Hristos la revenirea sa. Nu e minunat că la venirea sa își va arăta îndurarea? Îndurarea sa va fi arătată așa cum a făcut-o la cruce, așa că atunci când îi primește pe păcătoși, așa că atunci când plin de răbdare îngrijește de noi. La revenirea lui Iisus Hristos își va arăta îndurarea care aduce viața veșnică. Apoi Iuda ne spune, căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, de alții fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Versetul 23. Suntem însărcinați să-i câștigăm pe ceilalți. Ar trebui să facem tot ce ne stă în putere să-i câștigăm pe ceilalți pentru Hristos, salvându-i din foc. Toată viața sa John Wesley se referea la sine ca la un tăciune scos din foc. Niciodată nu s-a prezentat altfel. Știa că fusese în foc în mijlocul flăcărilor iadului, când Iisus Hristos l-a apucat și l-a scos de acolo, a stins focul cu sângele lui și Wesley a devenit Wesley. El n-a îndrăznit niciodată să gândească despre sine că e marele om de la Oxford sau un mare geniu. Totdeauna se socotea un tăciune scos din focul aprins. El aștepta venirea lui Iisus Hristos, aștepta îndurarea Domnului Iisus Hristos. Iată ce scria bătrânul mătăsar Gerhard Terstegen, 1697-1769, despre Domnul în imnul său, un de lemn și vin. Vezi Isaia 35:10. Există un balsam pentru orice durere, un leac pentru orice tristețe, ochiul întors înapoi spre cruce și înainte spre mâine. Mâinele gloriei și al psalmilor când va veni el. Mâinele cântatului cu harfa și al bătutului din palme, bun venitul acasă. Până atunci, căile noastre în mâinile lui iubite și inimile pribege la odihnă în inima lui și mângâiere pentru truditul ce șerează-mă capul pe pieptul lui. Asta spune Pavel când zice, vestiți moartea Domnului până va veni el, 1 Corinteni 11:26. Unii din sfinții din vechime numeau slujba de împărtășanie medicamentul nemuririi. Între timp ce vom face? Să ne predăm diavolului? Să ne dăm cu liberalii? Să ne dăm cu biserica moartă? Să ne dăm cu cei care au ales să umble în umbra cea mai de jos a umblării creștine? Niciodată. Îndrăsnește să mustri fără să fii arțăgos. Îndrăsnește să păstrezi adevărul fără să îi rănești pe oameni. Îndrăsnește să iubești și să fii milostiv. Haideți să ne ridicăm barba puțin mai sus și să ne lăsăm genunchii puțin mai jos, să privim puțin mai departe spre tronul lui Dumnezeu și să-L vedem pe Iisus Hristos, care stă la dreapta Tatălui cel Atotputernic. Haideți să fim curajoși, dar tandri, severi, dar amabili,
și haideți să ne rugăm în Duhul Sfânt, să rămânem în dragostea lui Dumnezeu, zidindu-ne unii pe alții în credința prea sfântă, câștigând pe câți putem până în ziua gloriei și a cântării. Credința părinților noștri, Friedrich William Faber, 1814-1863. Credință a părinților noștri ce trăiau liniștiți în ciuda închisorilor, a focului și săbiei. O, cum ne bate inima de bucurie ori de câte ori auzim cuvântul glorios! Credința părinților noștri, ne vom strădui să câștigăm toate națiunile pentru tine. Și atunci, prin adevărul care vine de la Dumnezeu, vom fi cu toții liberi cu adevărat. Credința părinților noștri, vom iubi deopotrivă prieteni și vrășmași în luptă. Și te vom propovădui numai dragostea știe cum, prin cuvinte blânde și viață de virtute. Credința părinților noștri, sfântă credință, îți vom fi credincioși până la moarte. Capitolul 4. Efectul letargiei spirituale. Trezește-te, trezește-te, îmbracă-te în podoaba ta, Sioane, pune-ți hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate sfântă, căci nu va mai intra în tine niciun om netăiat împrejur sau necurat. Scutură-ți țărâna de pe tine, scoală-te și șez în capul oaselor, Ierusalime. Desleagă-ți legăturile de la gât, fiică, roaba a Sionului, căci așa vorbește Domnul. Fără plată ați fost vânduți și nu veți fi răscumpărați cu preț de argint. Isaia 52:1-3. Acest pasaj familiar din Isaia Vechiului Testament descrie o trezire naturală, națională, literală, ce va să vină. Deși Sion se referă la Israel, conținutul spiritual e valabil pentru toți cei ce se numesc cu numele Dumnezeului lui Israel în adevăr. Spun asta pentru că uneori oamenii ar vrea să arunce la coș ce e scris în Vechiul Testament, pe motiv că nu se aplică la ei. Dar cuvintele lui Isaia se aplicau din plin credincioșilor nou testamentali ca Ioan Botezătorul, Hristos însuși, Pavel și alți apostoli ai Noului Testament și autori de epistole. Ei au citat din Isaia fără rețineri și l-au aplicat direct, fără scuze sau justificări, bisericii nou testamentale. Dacă ei au făcut-o, și noi putem. Și nu numai că putem, dar chiar trebuie să o facem. Vechiul Testament a fost pentru iudei, dar spiritul Vechiului Testament este același spirit care a scris Noul Testament. Aceleași legi se aplică intrinsec, aceleași principii stau la baza mesajului. Chiar dacă sistemul religios se schimbă, Dumnezeul oricărui sistem religios nu s-a schimbat. Această chemare, trezește-te, trezește-te, este adresată unor oameni adormiți. A dormi înseamnă a fi inconștient sau semiconștient. Să ai simțurile și gândirea atenuate, conștiința fiind fie absentă, fie abia activă. Când călătoresc cu trenul, dorm toată noaptea. De fapt, dorm mai bine pe tren decât când nu sunt în tren. Adică dorm mai mult. Legănatul vagonului trebuie să mă transpună în copilărie pentru că am fost crescut și obișnuit să adorm în clătinatul și bătaia ritmică a roților de tren. Totuși niciodată nu sunt prea adormit și ziua următoare sunt cam amețit, chiar dacă am dormit toată noaptea. Aceasta e o situație stranie pentru că, deși dorm, nu sunt decât parțial adormit. Sunt conștient într-o oarecare măsură și nu sunt un fel de amețeală. Lumina nu se stinge niciodată de tot, ci doar se estompează până nu mai poți citi. Cu câțiva ani în urmă, un om s-a gândit să facă o plimbare într-o noapte ploioasă pe marginea căii ferate. A dat peste un om beat, culcat de-a curmezișul liniei ferate. L-a ridicat și l-a tras înainte să treacă marfarul și să-l facă bucățele. Omul salvat s-a convertit și a devenit unul din compozitorii bisericii și a trăit o viață creștină lungă și folositoare. Omul acela era adormit, în mare pericol și nu știa. Ar fi putut fi ucis dacă nu l-ar fi găsit cineva în mod providențial. La fel este și cu oamenii care sunt adormiți spiritual. S-ar putea să fie în pericol și ei și nici să nu-și dea seama. Pericolul se poate apropia fără să dea celui adormit niciun semn, nicio grijă. De aceea zice Domnul, trezește-te, trezește-te, și de aceea zice Pavel,
Trezește-te tu care dormi și Hristos te va lumina. Efeseni 5 cu 14. Acest fel de somn duce la o stare de letargie ce a dus Biserica Evanghelică într-o stare groaznică de robie spirituală, ce se manifestă în domenii contrastante, moral și spiritual. Letargia morală. Letargia morală e atunci când trăiești, ai obiceiuri, comiți fapte care au rădăcini adânci, fapte pe care Dumnezeu le urăște și tu nu știi. Aceste fapte sunt periculoase pentru suflet. Să trăiești o viață de autodistrugere, vătămătoare pentru ceilalți și totuși să nu fii conștient. Să trăiești o viață ce duce cu siguranță spre un loc despre care nu ne place să vorbim, iadul, și totuși să nu fii conștient. Persoana nu e vie, nu e îngrijorată, nu e preocupată, e într-o stare de absolută letargie. În literatura despre trezirile din New England s-a folosit cuvântul trezire. Aceste trezire au fost numite marile treziri. Oamenii care fuseseră adormiți spiritual, bărbați, femei și tineri fără griji, au fost dintr-o dată treziți. Mă întreb dacă trezit e cuvântul ce ar trebui folosit astăzi. Putem fi adormiți și totuși să lucrăm? Da, putem fi moralmente adormiți și totuși treji intelectual. Putem fi moralmente adormiți și totuși să conducem afaceri? Putem scrie, picta, munci, călători, zbura cu avionul, juca baseball? Putem face orice se poate angaja în mod normal un bărbat sau o femeie să facă. Nu că ce-am face ar fi rău. Munca nu e ceva rău, ci viețile pot fi rele. Foarte posibil să fii treaz din punct de vedere intelectual, psihic și din punct de vedere moral să fii adormit. Eu cred că acesta este unul din lucrurile negative care ne caracterizează în prezent. Suntem adormiți într-un somn periculos. Nimănui nu-i place să fie trezit. Minciuna, înșelătoria, bârfa, păcatul înascuns, gârcenia, morocăneala și necredința, toate acestea pot fi prezente în somnul moral, în timp ce trezirea nu e departe. Mă refer la ziua judecății și totuși ei dorm în continuare. Evangheliștii își propuneau mai de mult să-i trezească pe oameni, nu să-i mângâie. Obișnuiau să spună: voi dormiți și veți fi treziți de trâmbița Arhanghelului. Acest lucru e mult prea adevărat pentru mulți oameni ocupați și fericiți, împăcați și fără griji, înconjurați de toate desfătările sociale, familia numeroasă, casele confortabile. Toate acestea sunt bune și dezirabile, e bine să le ai. Însă poți să le ai și să fii adormit moral, neavând habar cât de gravă e situația. Câțiva păcătoși sunt semiconștienți, ei sunt ușor tulburați, dar rămân tot amețiți. Alți câțiva sunt foarte anxioși, dar rămân înțepeniți, ca și cel treaz, dar nu de tot. Am fost în preajma unor oameni care erau năuci 5-10 minute după ce s-au trezit. Nu te puteai înțelege cu ei? Am întâlnit și oameni profund îngrijorați, dar înțepeniți. Nu erau suficient de treji ca să facă ceva. Unii, când se convertesc, sunt ca mine după ce mă trezesc din somnul de noapte, sunt dintr-o dată treji ca laptele. Cei mai mulți nu sunt convertiți în felul acesta, se trezesc ceva mai greu. Trebuie însă să se trezească de tot ca să se scoale din păcat, din fără de lege și din pericol. Dacă ai fost crescut într-o familie creștină în care Biblia, Evanghelia, școala duminicală și prezența creștinilor a fost o rutină, atunci n-ai fost afectat de toate acestea. Dar dacă nici rugăciunea nu te afectează, asta e o dovadă că ești un adormit moral și ai nevoie de trezire. Letargia spirituală. Apoi mai este un fel de somn și nu știu dacă nu e aproape de ce a avut profetul Isaia în minte, dar cu siguranță e aproape de ce a avut Pavel în minte când a scris: trezește-te tu care dormi și Hristos te va lumina. Efeseni 5 cu 14. Somnul moral sau letargia înseamnă moarte. Presupun că omul care i-a dormit moral este adormit și spiritual. E posibil să fii treaz moralicește, că apoi să ațipești într-un fel de somnolență, adică răceală și nesimțire față de Dumnezeu și lucrurile lui Dumnezeu, față de creștini și față de moartea euului, față de scripturi și rugăciune. Te obișnuiești cu anumite lucruri, devii mai sofisticat.
Sofisticarea spirituală e lipsită de prospețime și căldură. Dumnezeu e departe, ai puțină părtășie cu El și puțină bucurie în Domnul. Să ai o inimă rece, cu puțină milă, cu un foc mic, cu puțină dragoste, cu puțină închinare, e letargie spirituală. Socotesc că creștinii ar trebui să fie atenți, să stea treji, să fie în alertă continuă cu privire la ce se întâmplă în lume. Cei mai mulți creștini nu sunt conștienți de ce se întâmplă în jurul lor, au habar de istorie și de evenimentele curente, dar nu știu ce înseamnă acele evenimente. E posibil să ai televizor în fiecare cameră și să urmărești fiecare emisiune de știri, să-ți faci abonament la 3 ziare și la revistele săptămânale Time și Newsweek și totuși să nu fii conștient de ce se întâmplă. Am observat cum jurnalismul religios a alunecat spre subiecte religioase. Pagini întregi sunt dedicate știrilor religioase. Ce a făcut cutare sau cutare? Cine a fost ales acolo sau acolo? Cine a avut o întâlnire acolo? Cine e președintele cutărui colegiu? Ce părere are cutare despre botez? Știri peste tot, doar știri. E posibil să fii îndopat cu știrile religioase și comentarii religioase și totuși să nu ai un discernământ spiritual ca să le înțelegi semnificația. Dacă am cerut ceva lui Dumnezeu, a fost discernământ spiritual. Te va face cam tot atât de popular ca o pasăre de pradă într-un cotez de găini sau ca un sconx la un picnic. Nu ești popular și nu vei fi popular niciodată, pentru că oamenilor nu le place să fie treziți. Cineva va spune, domnule Tozer, sunt de partea dumneavoastră în general, dar cred că ar trebui să corectați câte ceva. Dacă cineva e adormit, cum ar putea fi trezit? Biblia spune că ei sunt mai mult decât adormiți, că păcătoșii sunt morți. Cum poți trezi un mort? Unii insistă că e nevoie de un miracol al Harului Divin pentru ca Dumnezeu să-l trezească pe păcătos în mod suveran, fără consimțământul lui. După ce a fost convertit în mod suveran, fără consimțământul lui, a ajuns să creadă, e treaz. Apoi îi poți predica. Poate fi trezit un om adormit, poate fi trezit un om mort în păcat. Tehnica și psihologia acestui demers n-ar trebui să fie prea grea. Poți trezi pe fiul tău de 17 ani să se ducă la școală? Poți. El doarme adânc. La vârsta aceea se doarme profund, sunt aproape morți. N-are niciun mușchi tensionat, somn profund. Cum l-ai putea trezi? Ai să stai în picioare lângă patul lui și ai să-i zici soțului tău. George, potrivit teologiei mele, tipul ăsta e adormit, n-aude. Deci are rost să încerc să-l trezesc? Nici o biserică n-ar fi avut vreodată o trezire și profetul însuși ar fi fost un nebun dacă încerca să trezească pe cineva. Isaac Watts, 1674-1748, a scris aceste cuvinte teribile. Umblați după plăcerile ce vi le doriți, veseliți-vă inima cu cântece și vin, bucurați-vă în ziua veseliei, dar să știți că vine și o zi a judecății. Apoi a continuat cu această rugăciune. Dumnezeule atotputernic, întoarce-le privirea de la frivolitățile seducătoare și lasă ca tunetul cuvântului tău să le trezească sufletul într-o frica Domnului. El știa că e posibil să-l trezești pe cel adormit. Zice, scutură-te de praf și îmbracă-te cu haine de sărbătoare. În Biblie, hainele de sărbătoare sunt desigur neprihănire și sfințenie adevărată, bunătate, sănătate morală. Am fost învățat multă vreme că nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar, și de aceea a spune că cineva este un om bun înseamnă să-l insulți pe Dumnezeu. Biblia spune, Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, și destul de mult norod s-a adăugat la Domnul, fapte 11:24. Un creștin ar trebui să fie mai presus de orice un om bun. Dacă nu este fundamental bun, nu văd cum ar putea fi creștin. Ei bine, el nu este bun prin natura sa. Prin natura sa el este, așa cum spunea teologul și autorul Loren Bettner, 1901-1990, un străin prin naștere și un păcătos prin alegere. Oricine a fost cu adevărat convertit știe asta. Când Dumnezeu convertește pe cineva, el nu numai că scrie numele omului în cartea vieții mielului, nu numai că îi justifică păcatele din trecut,
ci îl face să fie un om bun. Cineva mi-a scris, l-am citit pe Finei și sunt pur și simplu uluit să aflu că Finei aștepta de la noul convertit tot atât cât așteptăm noi de la cineva care a fost umplut cu Duhul Sfânt. Finei nici măcar nu considera convertit pe cineva care nu demonstra puritate în trăire, ceea ce noi numim sfințenie. El începea de unde noi terminăm. Încheia citatul. Așa a fost Finei și de aceea 75% din convertiții săi au rămas creștini. Finei insista că omul obișnuit trebuie să îmbrace hainele neprihănirii dacă vrea să-L slujească pe Domnul Isus și nu doar să-L folosească pe Domnul Isus ca mijloc de a obține ceva. Sidney Harris, 1917-1986, a fost un ziarist la Chicago Daily News, critic de teatru și filozof. Într-unul din articolele sale a scris un paragraf în care a zis: trezirile religioase moderne mă lasă rece pentru motivul că oamenii încearcă să-L folosească pe Dumnezeu în loc să se dăruiască Lui pentru a fi folosiți de El. Încheia citatul. Apoi adaugă următoarele cuvinte: nimeni nu are dreptul să ceară lui Dumnezeu pace în inimă decât dacă e întemeiată pe neprihănire. Fiii viacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Luca 16:8, încheia citatul. Din când în când, undeva, prin vreo universitate liberală sau pe undeva unde nu te aștepta să vină vreo lumină, cineva va face o afirmație ca aceasta, ca o străfulgerare în întuneric, spunându-ne că dacă nu suntem atenți, îl vom folosi pe Dumnezeu pentru a obține pacea minții, pentru a reuși în afaceri, pentru a ne îmbogăți, dar nici de cum pentru a sluji pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu mi-ar răspunde la nicio altă rugăciune cât voi trăi, tot aș vrea ca El să știe că vreau să-L slujesc până voi muri. Dacă n-ar mai face nimic altceva pentru mine de acum înainte, dacă și-ar retrage mâna să mă lase făcut fărâme, fizic, mental, emoțional, financiar și în orice alt fel, tot aș mai dori să știe că vreau să-L slujesc numai pentru că este Dumnezeu. Accentul modern că Dumnezeu este o comoditate și Iisus Hristos a fost așa de amabil să moară pentru noi, pentru ca noi să avem pace în inima noastră, este o caricatură a Evangheliei. Păcătoșii o știu și liberalii o știu. Numai noi, sărmanii letargici Evangheliei, nu o vedem. Bunătatea fundamentală, sănătatea morală și puritatea vieții, cinstea care nu înșeală la impozite și taxe sau pe oricine altcineva, onestitatea care n-ar spune o minciună despre nimeni, nu numai că sunt prezente, dar sunt însoțite de milă, umilință și dragoste iertătoare. Ce priveliște este aceasta? Să îmbraci veșmintele neprihănirii. Și sunt câteva. Slavă Domnului că mai există câte unul aici și colo pretutindeni în lume, oameni ce poartă frumoasa haina neprihănirii și adevăratei sfințenii, oameni ce umblă cu Dumnezeul lor. Ei nu sunt populari, n-au auzit mulți de ei, dar ei umblă liniștiți cu Dumnezeul lor. Thomas Gray, 1716-1771, în capodopera sa, elegie scrisă în curtea unei biserici de la țară, scria că mulți miltoni discreți au trecut pe aici printre garduri vii și printre stogurile de porumb, plini de ceea ce avea Milton, dar incapabil să exprime, niște hampdeni cu piepturi neînfricate, mici tirani ai holdelor lor au rezistat, niște miltăni muți și fără glorie s-au odihnit poate pe aici, niște Cromwell nevinovați de sângele din țara lor. Eu cred că există printre noi niște Paveli muți și fără glorie, niște Davis ce umblă azi pe pământ. Ei sunt doar niște oameni simpli, evlavioși, ce cred în puterea sângelui lui Iisus, care nu doar ne mântuiește de iad, ci și ne curățește aici pe pământ. Poate nu s-a auzit de ei că sunt niște miltăni muți și fără glorie, dar ei sunt printre noi și ei sunt semințele trezirii. Îmbracă-te cu putere, se pune și în Biblie, desigur asta înseamnă puterea Duhului Sfânt. Trezește-te, trezește-te, îmbracă-te în putere, Sioane. Pune-ți hainele frumoase, o Ierusalime, cetate sfântă, căci nu va mai intra în tine niciun om netăiat împrejur sau necurat. Isaia 5:2-1.
Dacă nu va fi o trezire din această letargie spirituală, această generație de creștini va cădea cum n-a mai căzut nicio generație dinainte. Mă rog ca noi toți cei care suntem treji acum să ne facem datoria prin privilegiu și dreptul dat de har de a fi plini de Duhul Sfânt, ca să ne putem ridica, să putem străluci, să lăsăm ca lumina noastră să lumineze pe cei din lume. E timpul să ne trezim. Voi fii ai lui Adam, tineri și înfumurați. Itzhak Watts, 1674-1748. Voi fii ai lui Adam, tineri și înfumurați, desfătați-vă ochii, desfătați-vă limba, gustați deliciile dorințelor sufletului și sloboziți-vă tot focul. Umblați după plăcerile ce vi le doriți, veseliți-vă inima cu cântece și vin, bucurați-vă în ziua veseliei, dar să știți că vine și o zi a judecății. Dumnezeu de sus vă ține socoteala gândurilor. În cărțile lui sunt scrise toate greșelile secrete. Lucrările întunericului pe care le-ai făcut trebuie toate să fie scoase la lumină. Răzbunarea cuvenită pentru nebuniile voastre ar trebui să vă străpungă inima cu groază. Cum veți sta înaintea feței lui? Cum veți răspunde pentru nesocotirea harului său? Dumnezeule atotputernic, întoarce-le privirea de la frivolitățile seducătoare și lasă ca tunetul cuvântului tău să le trezească sufletul întru frica Domnului. Capitolul 5. Procesul rătăcirii. Cel cu inima rătăcită va fi săturat cu propriile lui căi și omul bun va fi săturat din sine însuși. Proverbe 14 cu 14. Creștinul rătăcit este una din amenințările ce năpăstuiește Biserica Evanghelică de azi. Dacă Biserica vrea să termine sarcina evangelizării lumii înainte de revenirea lui Hristos, trebuie să rezolve această problemă serioasă. Cuvântul rătăcit se trage de la alunecarea în rătăcirea lui Israel, ce amintește de vițelul care alunecă, derapează. Am văzut ca și copil crescut la fermă ce se întâmplă când un animal începe urcușul unei pante alunecoase, urcă de jumătate, apoi își pierde puterea și alunecă înapoi, după mult efort și sforțări de a se ridica. Uneori nu se mai poate ridica deloc. Omul lui Dumnezeu, fără intenția de a face glume, a spus că Israel este ca animalele pe care el le-a văzut încercând să urce o pantă alunecoasă. S-au străduit din greu, au împins, dar au derapat înapoi tot atâția pași cât au și urcat. Inima nestatornică. Există două cauze principale ale rătăcirii. Prima cauză este nestatornicia inimii umane. Ar fi minunat dacă am putea rămâne unde am fost, dar în același timp ar fi cel mai mare dezastru. Ce trist ar fi dacă nu ne-am putea schimba. Posibilitatea de a ne schimba mintea este speranța noastră. Chemarea lui Dumnezeu la pocăință este o chemare la schimbare de la o stare reală la o stare mai bună. Dacă n-am putea trece de la o stare la alta, am fi moralmente statici, am fi blestemați. Pentru că există posibilitatea să trecem de la o stare morală la alta, putem trece de la rău la bine și ne putem împăca cu Dumnezeu. Putem deveni buni chiar dacă înainte am fost răi. Putem deveni sfinți, deși înainte nu eram sfinți. Aceeași abilitate de a trece de la o stare morală la alta, de a ne schimba mintea, ne poate păzi de derapaje, de rătăcire. Alarmant este că oamenii se țin de regulă numai de ceva la care îi forțează natura. Să mănânce, să bea, să doarmă, să se protejeze sau alte instincte lăuntrice puternice. Câtă vreme va ține rasa omenească, întotdeauna va fi dragoste, căsătorie și toate astea, pentru că sunt instincte adânc înrădăcinate în natura umană. Dar de orice activitate ce necesită planificare, grijă, muncă susținută, e ușor să te lași, să te abați. Oamenii tind să urmeze calea ușoară, naturală. În afară de plata impozitelor și altor câtorva îndatoriri impuse din afară, fie prin natură, fie prin lege, cei mai mulți dintre noi facem ce ne place sau ce ne este natural. Acesta e un sol fertil pentru rătăcire. O persoană aflată sub o mare presiune, pierdere grea sau frică, se întoarce spre Dumnezeu pentru o vreme, dar instinctul de a rămâne lângă el nu este în el. Instinctul va împinge să meargă în altă direcție.
Este obositoare această citire a Bibliei și rugăciunea. Devine o corvoadă săcăitoare și uzează câte puțin până omul dă înapoi. Dacă ai face un sondaj în rândul acelor bărbați și femei care la presiunea evanghelistică au făcut câțiva pași spre Dumnezeu, ai vedea că astăzi au uitat cu totul de Dumnezeu. Ei trăiesc în prezent ca și cum nici n-ar exista Dumnezeu în cer. Își spun că ar fi șocant să nu-i găsești pe toți pe stadioane, stând ca statuile rânduri rânduri. Deși unii au făcut un pas spre Dumnezeu sau chiar l-au întâlnit pe Dumnezeu, n-a ținut, pentru că slujirea lui Iisus Hristos este contrară naturii umane. Prin natura noastră nu suntem perseverenți. Instabilitatea unei persoane o face să se abată, să alunece de pe cale. Inima rea. Apoi există o altă cauză a rătăcirii, răutatea inerentă a inimii omenești. Întreaga alcătuire a ființei umane este contrară naturii de om bun. Țineți minte două lucruri aici. Dacă am fi așa cum am fost la origini, făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, fără păcat, atunci ar fi perfect natural să-L slujim pe Dumnezeu ca îngerii din cer și ca serafimii din jurul tronului ceresc, care n-au nicio problemă să-L slujească pe Dumnezeu. Nimic din ei nu-i trage departe de Dumnezeu. Când e făcută să-L slujească pe Dumnezeu, o ființă face ceea ce este natural, întocmai ca o rață pe apă. Rața își urmează natura și sfinții îngeri se conformează naturii lor să-L slujească pe Dumnezeu. Dacă tu și eu am fi așa cum ar trebui să fim, fără pată, fără păcat și să nu fi decăzut, am putea să-L slujim pe Dumnezeu așa ca îngerii și ar fi pentru noi ceva natural, ca apa ce curge din izvor datorită presiunii din interior. Dar suntem căzuți. Omul își întoarce fața să facă ceea ce a făcut la început prin Adam și ar trebui să facă în prezent. Dar păcatul i-a luat toată puterea. Păcatul ne dictează natura. Deci când ne rugăm, nu e natural. Toți cei care ne rugăm Tatăl nostru, care ești în ceruri, ne adunăm plată pentru păcat. Dar dacă păcatul acela n-ar fi ajuns să preia controlul, ne-am ridicat glasul pur și simplu ca păsările și am cântat laudele Domnului fără să ne abatem de la El, fără să ne stingem. Rătăcirea începe întotdeauna din inimă. Oamenii dau vina pe circumstanțe și zic, din cauza vieții de familie, a locului de muncă, a școlii, din cauza că am fost bolnav sau din cauza că a trebuit să muncesc prea mult, din cauza că n-am avut timp. Acestea sunt lucruri exterioare. Rătăcirea începe din inimă. Dumnezeu știe înainte ca individul să-și dea seama că inima îi se răcește. După Dumnezeu află și individul, apoi află biserica și dacă mai continuă va afla și lumea. Aceasta e ordinea întotdeauna. În momentul când lumea află că cineva a alunecat în rătăcire de la credință, biserica deja știe, iar individul știe înainte de a ști biserica, dar Dumnezeu a știut dinainte ca omul sau femeia să-și dea seama. Rătăcirea începe întotdeauna din inimă. Ce se întâmplă cu inima care alunecă în rătăcire? Ce se întâmplă în persoana cu inima rătăcită? La început își pierde interesul pentru lucrurile lui Dumnezeu și treptat alunecă în vechile practici sau în păcate mai rafinate decât cele dinainte. Pierde interesul față de Dumnezeu. Inima lui nu mai este atât de fierbinte ca în urmă cu câteva săptămâni sau luni sau cu un an înainte și dragostea sa pentru Dumnezeu se răcește. Apoi pierde interesul pentru părtășia cu Dumnezeu. Dacă nu o aduci la fel ca înainte, singurul lucru sincer și politicos ce îl poți spune este că ești un rătăcit cu inima. Dacă înainte îți plăcea să te rogi, îți va plăcea să te rogi și acum. Dacă nu-ți mai place să te rogi cum îți plăcea înainte, la ce altă concluzie ai putea ajunge? Dacă un doctor îți ia pulsul și constată că ți-e foarte scăzut, ce ar putea face? Sau dacă îți face niște teste și află că sănătatea ți este în pericol, ce lucru onest ar putea face doctorul? Nu o să te bată pe umăr și să zică, ne vedem duminică pe terenul de golf, totul e în regulă. Ce nebun ar fi un asemenea doctor, ce trădător față de propria profesie. Există un singur lucru pe care trebuie să-l facă. Trebuie să-ți spună ce a constatat. Omule, nu stai prea bine, trebuie să asculți ce-ți spun.
Apoi doctorul trebuie să-i prescrie un tratament care să ducă la îmbunătățirea stării de sănătate. Ideea este că un medic cinstit trebuie să-i spună pacientului dacă rezultatul testelor indică o problemă de sănătate. Rătăcirea este pierderea comuniunii individuale cu Dumnezeu. Citiți o carte veche de imnuri și veți vedea că acei compozitori iubeau părtășia cu Dumnezeu, le era dulce. În zilele noastre avem atât de multe lucruri care ne aglomerează timpul de comuniune cu Dumnezeu, atât de multe lucruri care ne distrag atenția ca să nu putem sta liniștiți înaintea Lui. Rătăcirea începe în inimă, celelalte lucruri sunt doar ajutoare exterioare ale diavolului. Când un om alunecă în rătăcire, începe să se plictisească. Dacă un creștin convingător, incandescent, te plictisește câtuși de puțin, dacă ești într-un grup mic la o cafea sau cu un suc și te plictisește sau te stânjenește când cineva aduce vorba despre Dumnezeu, ar fi bine să-și cercetezi inima. Ori de câte ori discuția despre Dumnezeu, cuvântul său sau lucrarea lui în lume te plictisește, fii sigur că ai o problemă înăuntru tău. Să fiu cinstit și realist pe cât posibil, trebuie să spun că unii oameni sunt religioși plictisitori. Au ei un mod de a introduce religia în cele mai imposibile situații și o fac din obicei, fără sinceritate sau spontaneitate, ci doar pentru că așa au fost instruiți, ca niște foci dresate. Ar fi în stare să plictisească și un arhanghel. Dar dacă un creștin onest, cu inimă curată și fericită, vorbește despre Dumnezeu și totuși te plictisești sau te indispune, ești într-o companie greșită. Dacă te plictisești de conversații spirituale, nu vorbesc despre palavre religioase ce ar plictisi pe oricine, ceva s-a stricat în inima ta. Cel mai bun lucru de făcut este să admiți și să recunoști înaintea lui Dumnezeu. Un alt simptom este prezența unui spirit critic la adresa altor predicatori. Dacă nu e Billy Graham, unii oameni nu vor să-l asculte. Când un om simplu, bun și cinstit se ridică și predică mai stângaci, face câteva gafe când le vorbește despre Dumnezeu și despre lucrurile lui Dumnezeu, au să zică: da, e băiat de treabă. Vor veni puțini, fără zel, fără entuziasm, decât dacă e un predicator extraordinar. Vă spun că ne putem permite foarte bine să ne smerim și să ascultăm pe oricine are ceva de spus. Cred că ar trebui să ne rugăm: Doamne, dă-mi o inimă atât de sensibilă încât să pot accepta ajutor de la oricine. Nu vorbesc aici despre a primi ajutor de la ipocriți și prefăcuți. Nimeni nu poate fi ajutat de ei. Eu nu caut ajutor la diavol, ci la un om onest al lui Dumnezeu. Trebuie să avem grijă, altfel vom deveni prea profesioniști și vom dezvolta o tendință de a critica fără dragoste. Dacă e o chestiune de încercare, de îmbunătățire, asta e altă chestiune. Dacă e o chestiune de încercare, de ridicare a standardelor, pentru ca oamenii să scrie, predice, să se roage, să vorbească, să îndemne mai bine, să ajute corul să ridice, să ajute corul să ridice standardele, asta e altă chestiune și e perfect legitim. Dar dacă este doar cârcotaș, n-am chef să-l ascult. Dacă omul scrie sau compune sau cântă și e sincer, ar trebui să mă încălzească inima cu sinceritatea sa. Dacă nu, sunt rătăcit. Dacă toți oamenii care intră în biserici într-o duminică oarecare sunt cu inima rece și n-au în inima lor ceea ce înfățișarea lor pretinde că ar avea, mulți păstori ar cădea cu fața la pământ și și-ar petrece toată după-amiaza plângând, între tindă și altar strigând: Doamne, cu ce am greșit? Ce n-am făcut de biserica în starea aceasta? Solomon a scris: cel cu inima rătăcită va fi săturat cu propriile lui căi și omul bun va fi săturat din sine însuși, Proverbe 14 cu 14. Înseamnă că acel cu inima rătăcită va căpăta în curând pe săturate din ce este el. Cum? Va căpăta din belșug din sine însuși când va încerca să se roage și va constata cât de greu, cât de stânjenitor e să fie evlavios. I se cere să se roage, încearcă să facă pe evlaviosul, dar inima sa a întrerupt de mult părtășia. E ca un instrument gata să fie racordat la o priză fără curent. Se racordează din datorie, dar nu se întâmplă nimic. Omul se satură de astea după o vreme, se satură de mărturii găunoase. Sunt false, iar cuvintele sunt uscate.
Totuși nu se încumetă să se oprească din vorbit, pentru că are reputație de bun creștin. Mulți oameni au o reputație de bun creștin în biserici, apoi în secret o rup cu Dumnezeu și comuniunea lipsește. Focul se stinge încet și abia îl mai simt pe Dumnezeu. Totuși trebuie să mențină aparențele, ba chiar să candideze pentru a fi aleși în comitet sau lider de grupe de tineri în cor sau oriunde. Mă tem că totul e pierdut, pentru că inima lor a alunecat în rătăcire. Când Dumnezeu ne găsește inima îndepărtându-se și nu recunoaștem în noi înșine, în momentele de sinceritate, ajungem la o stare în care, dacă ni se spune adevărul, ne plictisește și Dumnezeu și religia. Nu recunoaștem, ne e rușine să recunoaștem, dar așa stau lucrurile. Ce credeți că crede Dumnezeu despre noi? Iisus în cartea Apocalipsa a spus: ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi, 2 cu 4. El a dojenit acea biserică pentru ceea ce a găsit în ea în secolul 2. I-a dojenit pentru că își pierduseră afecțiunea și nu recunoșteau. Niciun prezbiter din Efes care s-a ridicat să predice, niciun diacon care strângea colecta, niciun membru din comitet nu s-a încumetat să se ridice și să spună: m-am săturat de Dumnezeu, mă obosește toată afacerea asta. Iisus a spus: nu mai simt căldura dinainte, nu mai aveți zâmbetul ce-l aveați, respirația voastră nu mai e tot atât de caldă, tonul vocii voastre nu mai este tot atât de afectuos. Îmi lipsesc, a zis el. V-ați părăsit dragostea din tâi. După vreme, omul se satură de astea, de efortul de a păstra aparențele, de o mărturie găunoasă, de un discurs creștin fals, entuziast despre Dumnezeu, de pretenția de încântare. Unii se plictisesc de participarea constantă la biserică. Cineva le-a spus: nu-ți trimite copiii la școală duminicală, scoală-te din pat și du-i tu. Se hotărăsc să urmeze acest sfat și e bine. Mă bucur că o fac, dar ar fi cu mult mai bine dacă ar face-o cu bucurie. Am fost forțat să mă duc la întruniri religioase la care n-aș fi vrut să mă duc. Știam că nu-i nimic pentru mine acolo, nu puteam contribui cu nimic, dar m-am dus pentru că circumstanțele mă obligau. Dacă trebuie să fac ceva ce nu-mi place, mă plictisește încă de la început. Asta e dovada că ceva la care nici nu-mi place, că e ceva la care nici nu-mi place să mă gândesc. Apoi e chestiunea dărniciei. Oamenii care au inima fierbinte pentru Dumnezeu dăruiesc spontan. Le place să dea. O fac cu bucurie, pentru că e o plăcere pentru ei să dea. Dacă n-aș fi creștin, n-aș da zeciuială. Toți acei pisălogi care vin și te tapează spunându-ți că dacă dai zeciuială vei avea mai mulți bani decât dacă nu dai zeciuială. Tot acel efort de joasă calitate de a-i face pe oameni să dea nu este creștinesc. Nu este spiritual și nu e decent. Ce fel de persoană trebuie să fie aceea care își aduce darurile la casa lui Dumnezeu știind că dacă dă, va fi mai prosper decât dacă nu dă? Știind că vei avea mai mult decât dacă n-ai da zeciuială? Asta e zeciuială ca să capeți mai mult? Ce fel de persoană e aceasta? Când ți-ai pierdut bucuria, te vei sătura să tot dai din obicei. Omul se va sătura după vreme și eu mă rog și zic: cu cât mai repede, cu atât mai bine. Nu vă necăjiți, fiți relaxați și voioși spiritual. În Galateni 6 cu 1 Pavel spune: fraților, dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești să-l ridicați cu duhul blândeții. Cuvintele folosite aici sunt termeni medicali și înseamnă că dacă o mână sau un umăr e dislocat, e tras la loc. Mă rog ca Dumnezeu să ne facă inestimabila favoare să treacă de la inimă la inimă, de la minte la minte și de la suflet la suflet, să ne testeze cu contorul său Geiger spiritual. Și dacă detectează un proces de rătăcire, să-l identifice și să-l trateze. Vă aduceți aminte când Iisus și-a îndreptat privirea spre Petru? Scriptura zice: și Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Domnul: înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Luca 22, 61-62. Nu știu ce a spus Iisus, el doar s-a întors și s-a uitat la Petru. Femeia a spus: nu cumva ieși tu unul din ucenicii omului acestuia? Ioan 18 cu 17.
Și Petru a zis, nu sunt. Ei au zis, graiul tău seamănă cu al lor, Marcu 14:70. El a răspuns, nu sunt, Luca 22:58. I-au zis din nou, vorba te dă de gol, Matei 26:73. Și el a răspuns, nu sunt creștin, am să fac ceva ce n-ar face niciun creștin. Și s-a blestemat și s-a jurat că nu-l cunoaște. Faptele mărturiseau că dacă ar fi acționat ca un creștin, putea fi arestat împreună cu Isus. Deci, ca să dovedească faptul că nu e creștin, s-a gândit să înjure. Și a înjurat. Ei au concluzionat, o, e în regulă, nu e creștin. Chiar înainte să moară, Isus s-a întors și s-a uitat la apostol lepădat cu jurământ și blestem. Petru nu era prea bine educat, dar era un geniu în dreptul său. S-a uitat la fața aceea și ce a văzut pe fața aceea, rana, durerea, regretul, dorul și dragostea, era prea mult pentru Petru. A ieșit în grabă din casă, a stat undeva afară și cu fața în palme a plâns cu amar. Limba greacă indică un torent incontrolabil de plâns. Totuși Iisus n-a spus nicio vorbă, doar s-a uitat la Petru. Mă întreb dacă tandrul Iisus n-ar vrea să se uite la tine, doar să se uite atât. Cum ai răspunde? Ce ai face cu Iisus? A.B. Simpson, 1843-1919. Iisus stă în pridvorul lui Pilat, fără prieteni, părăsit, trădat de toți. Deodată o întrebare. Ce să însemne? Fii atent. Ce vei face cu Iisus? Iisus stă liniștit la judecată. Poți să-i fii fals prieten dacă vrei, ori poți să-i fii credincios prin bune și rele. Ce vei face cu Iisus? Vrei să-l scapi, cum a încercat Pilat, sau să-l alegi orice s-ar întâmpla? Degeaba încerci să te ascunzi de el. Ce vei face cu Iisus? Te vei lepăda de Domnul tău ca Petru? Sau vei blestema să scapi de dușmanii lui? Vei îndrăzni să mori sau să trăiești pentru Iisus? Ce vei face cu Iisus? Iisuse, ție-ți dau azi viața mea. Iisus, te voi urma până la capăt, slujindu-te cu bucurie. Așa vei zice, asta vreau să fac cu Iisus. Ce vei face cu Iisus? Neutru nu poți fi, într-o zi inima ta va întreba, ce va face El cu mine? Capitolul 6. Legea irepresibilă a consecinței. Așa vorbește Domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, Hagai 1:7. Mintea umană e astfel constituită încât trebuie să ia seama la ceva, așa că se compromite luând seama la căile altora. Fariseii erau o clasă de oameni care cunoșteau păcatele tuturor celorlalți, dar nu și ale lor. Ei luau seama la păcatele curvei, ale vameșilor, ale bețivilor, dar niciodată nu luau seama la propriile păcate. O voce ne vorbește din ceruri zicând, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, uitați-vă cu atenție și luați seama cu seriozitate. Întreaga societate conspiră ca să ne împiedice să facem asta. Societatea umană organizată dorește să facem orice numai să nu luăm seama la căile noastre. Și totuși acest lucru e mai important decât orice alt obiect ce ne solicită atenția. Poate că tu acorzi atenție unei case, unei mașini, călătoriilor sau sănătății, oricăruia din lucrurile legitime. Totuși mai important decât orice domeniu al cunoașterii la care te-ai putea angaja cândva, undeva, ar trebui să iei seama serios, cu mare grijă, inteligent și onest, la propriile tale căi. Când Scriptura spune, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, se referă la căile morale. De notat că e vorba de propriile tale căi la care să iei seama, ceea ce este contrar pornirii noastre obișnuite. Atragerea și concentrarea atenției noastre asupra propriilor persoane e lucrarea Duhului Sfânt. Legea consecinței. Totul se leagă de cauză și efect, trecut și viitor.
fiecare faptă comisă, tot ce există, fiecare cuvânt rostit și fiecare faptă făcută, e legată de trecut ca o consecință și de viitor ca efect, ceea ce produce o altă consecință. O simplă ilustrație ar fi oul în cuibar. Oul din cuibar e un efect al unei alte cauze, fapta unei păsări care l-a ouat. În timp ce oul este consecința unei fapte, este și cauza unei alte fapte, și anume nașterea unei alte păsări din oul clocit. Este o legătură între ceea ce a fost și ceea ce va fi. La fel este cu orice gând și orice faptă, e legătura dintre ceea ce te-a făcut să faci sau să gândești acel lucru și rezultatul rostirii acelui cuvânt sau faptei făcute sau gândului gândit. Totul are consecințe. Blestemul și binecuvântarea nu vin fără o cauză. Totul este un efect al unei alte cauze. Nu doar că totul este o consecință, dar acea consecință este la rândul ei o cauză. Simpla vorbă ce ai rostit-o astăzi a fost un rezultat al unei condiționări a minții și inimii tale de ieri. Și vorbele tale vor avea consecințe mâine. Chiar dacă vor fi temperate, tot consecințe vor fi. Tot ce ești, tot ce spui, faci sau gândești, este o consecință a unor alegeri pe care le-ai făcut în trecut și va avea ca rezultat niște vorbe, fapte, gânduri și încet, încet un caracter. Totul are consecințe de o dublă importanță. E important pentru ceea ce este în sine și e important pentru ceea ce cauzează. Ca ființe inteligente și morale, vom da socoteală de faptele noastre. Cred că ar face o minunată diferență dacă ne-am aduce aminte și am crede că va trebui să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu de orice faptă și de orice vorbă. Nu sunt sigur, dar asta ar putea fi în cele din urmă cel mai important lucru de înțeles despre consecințe, fapte, efecte și cauze. Adică ce efecte produc acestea asupra structurii noastre morale, asupra vieții noastre. Fibra noastră morală va determina destinația noastră, raiul sau iadul. Faptul acceptării lui Hristos are un efect instant asupra vieții morale, îl schimbă pe om din rău în bun. Dumnezeu nu va lua în cerul său oameni răi, nesăbuiți, auto-îndreptățiți sau ticăloși prin vreo șmecherie a harului. Când el mântuiește un om, îl mântuiește de păcat. Dacă nu e mântuit, salvat de păcat, nu e salvat de fel. Nu există un act al harului sau șmecherie a milei. Nu există vreo justificare care să ia un om nesfânt și să-l aducă în prezența lui Dumnezeu, nici vreun om rău în cerul sfânt al lui Dumnezeu. El a venit să cheme la pocăință nu pe cei virtuoși, ci pe cei păcătoși. El a venit să cheme nu oameni care se cred neprihăniți, ci oameni care recunosc că sunt păcătoși. Când El ne cheamă la sine și ne mântuiește, El ne mântuiește de trecut și de fără de legile din trecut și printr-un întreit act al justificării, regenerării și sfințirii, îi face pe oameni compatibili cu cerul. E greșită ideea că justificarea se acordă ca o robă a neprihănirii pusă peste un om murdar și mărșav, care are nevoie teribilă de o baie, căci e plin de păduchi de la mizeria acumulată de o viață, și care va sta în cerul sfânt al Dumnezeului cel atotputernic, între serafim, heruvim și arhangheli, între duhurile oamenilor îndreptățiți, făcuți desăvârșiți, spunând distrat și tupeist: locul meu e în iad, sunt un om mărșav, dar ce să-i faci? Am pe mine roba neprihănirii lui Hristos și e suficient. Dumnezeu mântuiește numai păcătoși, numai pe păcătoșii care știu că sunt păcătoși, care admit că sunt păcătoși. El îi mântuiește și întoarce de la starea de păcat, îi schimbă în oameni buni și plini de Duhul Sfânt. Dacă îi învățăm pe oameni orice altceva, îi învățăm erezie. John Newton a fost puritan și ar fi fost îngrozit dacă ar fi auzit doctrinele pe care le auzim acum. Eu spun că fiecare act are consecințe în structura noastră morală, în ceea ce suntem, în ceea ce este cel mai important în noi. Nimeni nu mă păcălește cu îmbrăcămintea. Și cu siguranță nimeni nu păcălește pe Duhul Sfânt. Nimeni nu-l poate impresiona pe Duhul Sfânt prin cât de bine arată sau prin culoarea pielii.
Nimeni nu îl poate impresiona pe Duhul Sfânt prin educația sau diplomele sale sau prin locurile pe unde a fost. Alegerile noastre au consecințe în structura noastră morală, fie ne consolidează virtutea, fie ne roade tocmai fibra morală. Poate ați întâlnit oameni a căror virtute a fost putrezită până măduva oaselor și sunt ca un copac putred, gata să cadă la pământ. Apoi are și o a doua consecință, nimeni nu trăiește pentru sine. Fie direct, fie indirect, tu influențezi profund pe altcineva. Dacă ești un creștin care trăiește neglijent, s-ar putea să se găsească persoane care să se folosească de caracterul tău ca de un scut, ca de o ascunzătoare pentru o nelegiuire mult mai serioasă. Sau s-ar putea să fie dintre aceia care îngenunchează seara și zic: Doamne, fă-mă și pe mine ca pe fratele cutare sau cutare. Poate fi și într-un fel și într-altul, căci faptele au consecințe și sunt rezultatul alegerilor, fie ele alegeri impulsive, fie alegeri bine gândite. Actul vital al alegerii. Niciun act nu are consecințe atât de îndepărtate și cuprinzătoare ca și actul alegerii. Tot ce suntem este un rezultat al alegerilor făcute. Ceea ce suntem astăzi este un rezultat al alegerilor de ieri. Tot ce vom fi mâine va fi rezultatul alegerilor pe care le facem astăzi. Acele alegeri pot fi bune sau rele, pot fi alegeri necalificate sau bine documentate, pot fi impulsive sau îndelung chibzuite, sau pot fi făcute în ciudă. Un cuplu tânăr are o ceartă și fata divorțează, se căsătorește cu altcineva și zice: o să-i arăt eu ticălosului. Trăiește o vreme cu a doua opțiune și șoptește apropiaților: asta a fost o greșeală a vieții mele. Alegeri egoiste, alegeri din lașitate, alegeri de frica de a face altele. Putem face alegeri înțelepte, fără egoism, alegeri cu perspectivă îndepărtată, curajoase, umile, alegeri inspirate de credință, alegeri din ascultare de Dumnezeu. Alegerile unei persoane demonstrează dacă a fost înțelept sau nebun. Omul înțelept știe că va trebui să dea socoteală de faptele făcute în trupul acesta, dar nebunul nu ține seamă de asta. În Biblie, cuvântul nebun nu se referă la un om cu deficiențe mentale, ci la un om care acționează fără să se gândească la consecințe. Înțelepciunea e mai profundă decât morala, căci morala are de-a face cu etica, cu neprihănirea și cu relația omului cu sine și cu aproapele. Înțelepciunea e în spiritul omului. În Biblie, înțeleptul nu este neapărat educat sau un om de înalt nivel cultural, deși poate fi. Un om înțelept este omul care acționează având în vedere consecințele. El se gândește care va fi rezultatul și acționează astfel încât consecințele să nu-i aducă rușine sau teamă în zilele ce vor veni. În asta constă diferența între înțelepciune și nebunie din perspectiva lui Dumnezeu. Un om educat, un om cu o anumită poziție socială, un om bogat, care se uită înainte, dar nu vede nimic dincolo de ultima bătaie de inimă, e un nebun. Domnul Iisus a spus asta. Iadul este plin de nebuni și cerul este plin de oameni înțelepți. Nu va fi niciun nebun în cer și niciun om înțelept în iad. Potrivit definiției lui Dumnezeu, nebunul e omul care acționează fără să țină seama de consecințe și care alege fără să se gândească la eternitate. Niciunul din aceștia nu va fi în cer, cerul va fi plin de ceilalți. Ideea că Dumnezeu iubește oamenii răi și nu-i suportă pe cei decenți este o erezie modernă. Nu este adevărată și nu va fi niciodată. Nu există nimic în Biblie care să ne conducă la o astfel de credință. Dar dacă omul rău devine înțelept suficient de mult timp ca să facă alegeri cu efect veșnic, în lumina consecințelor eterne, îl alege pe Dumnezeu și pe Hristos, acceptă sângele mielului, se pocăiește și vrea să scape de păcat, e înțelept și Dumnezeu îl socotește înțelept și cerul va fi plin de oameni din aceștia. Nebunii aleg cu cine vor să se căsătorească, dar nu se gândesc la eternitate când o fac. Aleg ei înșiși ce să facă cu banii lor și așa fac, aleg ce vor să spună gândindu-se: a mea e gura și limba mă aparține,
Cine îmi poate dicta ce să spun cu limba mea? Prin urmare, rostesc ce vor, fără să se gândească la mâine, la ziua judecății, la fața mânioasă a lui Dumnezeu sau la marele tron alb. Sunt nebuni. Iadul e plin de nebuni și raiul e plin de înțelepți. Sunt în rai oameni care n-au știut să scrie și să citească atunci când au fost pe pământ și sunt nebuni învățați în iad, cu titluri înaintea numelui cât coada unui smeu. Ei știu de toate, în afară de lucrul esențial. Sunt nebuni. Alege bine astăzi. Alegerea noastră principală este alegerea dintre viață și moarte. Ce vom alege a fost lăsat la latitudinea noastră. Alegeți astăzi, zice Duhul Sfânt. Ce alegem depinde de noi. Dacă un om nu poate păcătui, nu poate fi sfânt. Dacă nu poate păcătui, nu este liber. Și dacă nu e liber, nu poate fi sfânt. Liberul arbitru este tot atât de necesar sfințeniei cât îi este păcătuirii. Sfințenia este libertatea de alegere morală ce are ca rezultat alegeri corecte spre sfințenie și neprihănire. Nimeni nu alege deliberat moartea, după cum spunea și Tennyson. Indiferent ce ar spune tristețea nebună, niciun om care a respirat cu respirația muritorului n-a dus vreodată dorul morții. Pentru viață, nu pentru moarte, ne bate pulsul. Nimeni nu duce dorul morții, dar mulți aleg pur și simplu calea care duce acolo. Au ales printr-o serie de mici alegeri, au făcut o nebunie morală din ultima alegere. Au ales moartea. Nu că au privit moartea în față și i-au zis te aleg, dar s-au uitat la toate căile plăcute ce duc la moarte și au spus vă aleg. Orașele nu aleg să decadă și să piară, ci doar aleg să facă ceea ce duce la decădere și pieire. După cum oamenii nu aleg viața sau moartea, ei nu aleg viața în sine. Nimeni nu se ridică să zică eu aleg viața, ci zice aleg pe cel ce dă viața, aleg calea care duce la viață, aleg viața repudiind moartea. Biblia spune alegeți astăzi, alegeți viața. Oricum trebuie să vii acolo unde este viața. Alegi apa, dar trebuie să vii acolo unde este apa și să bei. Alegi să fii mântuit, deci trebuie să vii acolo unde este Domnul și Mântuitorul și să te predai în mâinile Lui ca să fii mântuit. Noi facem alegeri corecte începând cu pocăința. Există oameni care te influențează. Unii ar fi niște creștini mai buni dacă n-ar fi influențați de alți creștini care nu sunt buni. Unii sunt influențați să facă alegeri greșite. Cei care influențează în felul acesta sunt orbi, împietriți, înțepeniți sau iresponsabili moral, ei nu te vor putea ajuta în ziua de pe urmă. Cel ce te duce în rătăcire, cel care te influențează acum ca să te abată departe, va zice în ziua aceea, ce are de a face asta cu mine? Nu răspund eu de tine, tu răspunzi. Acest partener de afaceri care te bate la cap să tai din capete, să tai din colțuri, să fii puțin parșiv, zâmbește, te bate pe umăr și zice despre tine, neafănică e de treabă, ha-ha. Totuși vine o zi când neafănică va sta singur, adică tu, și partenerul tău de afaceri nu va putea să te ajute deloc. Aș vrea să te influențez dacă trăiești o viață creștină dezordonată, să-ți reconsideri căile și să începi să trăiești o viață creștină care să-l facă de rușine pe diavolul și care să-i facă plăcere lui Dumnezeu. Să începi o viață de biruință, de slujire rodnică și caracter sfânt. Tu trebuie să faci alegerea. Acea alegere va duce la fapte, iar acele fapte îți vor determina destinul. Dumnezeu te-a înzestrat cu onoarea de a putea alege. L-ai ales pe cel ce dă viața. Harul și consecințele coexistă. Una din caracteristicile letargiei spirituale este înțelegerea greșită a legii consecințelor. Nu știu de ce mulți creștini au ideea că atunci când se nasc din nou nu mai au treabă cu alegerile. De aceea mulți trăiesc o viață de dezinteres flagrant față de ideea de consecințe. La urma urmelor, zic ei, trăiesc prin har. Nimeni n-ar pune la îndoială faptul că regele David a fost un om evlavios. Biblia chiar afirmă despre el că a fost un om după inima lui Dumnezeu, Faptele Apostolilor 13:22. Totuși acest om a suferit enorm datorită consecințelor. Cu toate victoriile reportate, ai crede că nu putea avea astfel de probleme?
Povestea lui David cu Batșeba este bine cunoscută tuturor celor care citesc Scriptura, vezi 2 Samuel 11 și 12. A fost unul din cele mai negre momente din viața lui David. El a făcut anumite alegeri și datorită acelor alegeri s-au materializat anumite consecințe. Pentru fiecare faptă corespunde o anumită consecință. Pentru David, fapta a fost o relație adulteră cu Batșeba. Această faptă a fost o alegere pe care el singur a făcut-o și pentru care a purtat responsabilitatea. Consecința a fost moartea copilului lui Batșeba. Indiferent cât s-a rugat David lui Dumnezeu să cruțe viața copilului, copilul a murit. În Galateni 6:7 e un principiu deseori interpretat greșit. Nu vă lăsați înșelați, Dumnezeu nu poate fi batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Aceasta este legea irepresibilă a consecinței. Datorită creșterii apatiei spirituale în rândul multor creștini, deseori facem alegeri fără a ține cont câtuși de puțin de consecințele care vor urma. Sau am cultivat un spirit de așteptări nerealiste, adică așteptările noastre nu sunt corespunzătoare alegerilor pe care le-am făcut. Nu vă înșelați! Astăzi vă confruntați cu consecințele alegerilor de ieri. Mâine vă veți confrunta cu consecințele alegerilor de astăzi. Biruință prin har. Fanny Crosby, 1820-1915. Cucerind acum și cucerind și mâine, merge călare un rege în toată splendoarea, în fruntea oastei lui, a celor credincioși în mijlocul luptei. Iată, înaintând curajoși, îmbrăcați în podoabe strălucitoare, aclamând numele conducătorului lor, ascultați-i jubilând. Nu acelui tare e bătălia, nu acelui ager e victoria în cursă, ci acelui credincios și drept, prin har îi e făgăduită. Cucerind acum și cucerind și mâine, cine este acest minunat împărat? De unde sunt oștirile ce le conduce în timp ce ei cântă spre slava lui? El este Domnul și răscumpărătorul nostru, salvator și monarh divin. Ei sunt stele care vor străluci în veci în împărăția lui. Cucerind acum și cucerind și mâine, Iisuse, tu conducător a toate, tronuri și sceptrele lor, toate vor pieri, coroane și splendoarea lor vor cădea. Dar oștile ce le conduci, credincioși și sinceri până la ultimul, vor găsi odihna eternă în locașurile tale cerești, când lupta lor se va sfârși. Partea a doua. Provocări ale Bisericii Evanghelice. Capitolul 7. Surse de pericol în biserică. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Psalmul 18:1 și 2. Letargia spirituală a adus Biserica Evanghelică pe marginea apostaziei, punând creștinul de rând într-o poziție provocatoare și extrem de vulnerabilă. E practic imposibil să ajuți o persoană până nu ajunge la punctul în care realizează că are nevoie de ajutor, și în ce domeniu al vieții are nevoie de ajutor. Deci primul pas e să știi care sunt pericolele, iar următorul să știi cum să te descurci în fața pericolelor. În primul rând ne trebuie discernământ spiritual. Avem nevoie de creștini ai căror ochi au fost deschiși ca să vadă starea înșelătoare a bisericii de azi și care să indice calea de scăpare. Împreună cu discernământul avem nevoie de curaj pentru a putea vorbi împotriva acestor pericole și pentru a chema biserica înapoi la stânca ei, Iisus Hristos. În zilele lui, David a înțeles seriozitatea pericolelor ce-l pândeau. Pericole cu care se confrunta el sunt în esență aceleași cu care ne confruntăm și noi. Felul în care David a abordat acele pericole este același fel în care trebuie să le abordăm și noi astăzi. Psalmii lui David sunt o imagine reflectată a vieții creștine. Toate experiențele din viață se găsesc în psalmi, pericolele vieții, bucurii, întristări, victorii, muncă și înfrângere. Veți găsi noaptea vieții și amiaza vieții, umbrele ei și lumina ei,
chiar viața și moartea însăși. Cartea psalmilor este o oglindă a vieții spirituale. În psalmul 18 găsim cuvinte care indică pericole evidente în calea creștinului, pericole din care trebuie să scăpăm sau să știm cum să le abordăm ca să trecem biruitori. Întrucât există pericole reale în viața spirituală, ar fi potrivit ca oamenii lui Dumnezeu să fie alertați în privința lor. Orice păstor care vrea să fie conștiincios ar trebui să le arate poporului și de asemenea soluția de scăpare. Nu e bine să examinezi un pacient dacă nu îi dai tratament. Nu e bine să avertizezi că e pericol de atac dacă nu ai un adăpost de scăpare. Nu e bine să știi că vine inamicul dacă nu știi cum să-l întâmpini. Pericolele vieții creștine vin din trei direcții. Din lumea prin care călătorim, din partea Dumnezeului lumii acesteia și dinspre firea noastră nerăstignită. De aceea avem nevoie de o stâncă, o fortăreață, un izbăvitor, un scut, un turn înalt la care să fugim. Toate sunt nume ale lui Dumnezeu. Lumea. Când spun că lumea este o sursă de pericol pentru creștini, nu mă refer la vânt, la furtună, la fulgere, la mare sau deșert. Toate sunt frumoase și minunate. Acestea nu sunt pericole de care trebuie să ne îngrijorăm. Știu că e pericol când fulgeră, dar nu acesta e adevăratul pericol la care se gândea David în Psalmul 18. În Psalmul 18, David nu e preocupat de pericolele lumii naturale. El gândea ca un om spiritual, chiar dacă probabil se gândea la inamici fizici. Dar întotdeauna David vedea partea spirituală a lucrurilor. Duhul Sfânt n-a pus acest psalm în cuvântul său ca să ne aducă aminte de pericolele din natură. Poți distruge trupul omului și să nu-i vatămi spiritul. Poți dărâma templu fără să afectezi spiritul care locuiește în el. Poți face ca oasele omului să zacă în deșert, dar duhul lui poate rămâne nevătămat în prezența Tatălui și Dumnezeului său. Adevăratele pericole sunt cele care ajung până la sufletul și la duhul omului. Soldații au tăiat capul lui Ioan Botezătorul, dar nu l-au lezat de fel. Când Mântuitorul nostru a murit pe cruce, trupul său a fost distrus, a fost frânt pentru noi, dar omul Iisus Hristos a fost păstrat în sânul Tatălui. La fel a fost și Pavel când i-au tăiat capul. Apostolul a spus, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. 2 Timotei 4,8. Când l-au executat, Pavel se îndrepta mai degrabă spre acea cunună decât spre înfrângere. Nici o lezare reală nu poate veni prin trupul fizic al omului, ci doar prin suflet. Atunci ce să însemne pericolul care vine asupra creștinului din lume? Amenințarea vine asupra noastră prin societatea omenească din afara voii lui Dumnezeu. Câtă vreme păcatul rămâne, societatea umană va fi o amenințare pentru sufletul creștinului. Păcatul omenirii, necredința, diversiunile, ambițiile, oricât de meșteșugit camuflate, sunt o amenințare pentru sufletul creștinului. De aceea Biblia e atât de fermă și categorică împotriva lumii. Mulți lideri creștini se vor scuza și vor face compromisuri, vor atenua lucrurile privind lumea. Dar în Biblie nu vei găsi altceva decât fermitate categorică în porunca să abandonăm lumea, să nu ne lăsăm influențați de păcatul din ea, de necredința, de diversiunile și ambițiile spiritului lumesc. Pericolele care vin peste creștini vin prin lumea aceasta. Mulți trăiesc în lume, călare pe situație, în ghilimele, închipuindu-și că atunci când totul se va duce de râpă, se vor desprinde exact la timp. Până unde pot merge fără să trec limita? Spune-mi ce pot să fac și totuși să nu mă pierd. Cam cât de departe pot merge? Cel ce gândește și face așa, va fi prins încleștat de lume într-una din zile, fără o strategie viabilă de scăpare. Dumnezeul acestei lumi. Diavolul este numit cu patru nume în Biblie. Balaurul cel mare, șarpele, diavolul și satana. Este numit balaur în locuri ca Apocalipsa 12, când e la guvernare.
Când în Imperiul Roman diavolul era ocupat cu distrugerea bisericii, s-a spus, e ca un balaur. Aproximativ 1.300.000 de creștini au pierit în jurul cetății Romei în primele 2 secole. Când i-au văzut decapitați pe cei dragi unul după altul, îmi închipui că or fi zis, acesta e balaurul, acesta e diavolul la guvernare. Bazat pe faptul că 6 milioane de evrei au murit sub Hitler în camere de gazare și prin alte metode de execuție, îmi închipui că ar fi spus, Satana este în omul acesta, Hitler, ca un balaur care își învârte coada sa murdară și nimicitoare în jur, ucigând oameni. Ori de câte ori diavolul ajunge în guvern și începe persecuția, Biblia îl numește balaur. Eu nu spun că diavolul este în fiecare guvern, nu spun că politicienii sunt oameni posedați de diavolul, ci spun doar că există perioade când acest balaur își poate face vânt în câte un guvern, luându-l în stăpânire și începe nimicirea. Când nimicește, este balaurul. Un alt nume ce îl poartă este acela de șarpe. Aceeași persoană, doar că are o mască diferită de data aceasta și nu te-ar răni nici pentru toată lumea asta. Nu vrea să te ucidă, nu vrea să intri la închisoare, nici să ți se taie capul. El este șiret, îți zâmbește, e finuț și umed. Lucrează prin înșelăciune și minciuni. Câștigă prin compromis, toleranță și răbdare. Îți câștigă încrederea, apoi îți vinde podul Brooklyn. Acest șarpe finuț și șiret, cu șmecheriile lui, cu înșelăciunile și minciunile lui, este omul de încredere al iadului. Satan nu s-a dus în pustiu ca să-l distrugă pe Iisus cu o lovitură în cap, ci s-a dus și a zis, vorbește pietrelor acestora și se vor face pâini. El știa că dacă Iisus, Fiul lui Dumnezeu, ar fi ascultat și ar fi vorbit pietrelor, făcând un miracol în afara voii lui Dumnezeu, ar fi nimicit pe Mântuitorul lumii mult mai ușor decât dacă i-ar fi străpuns inima cu o suliță. Totuși, Satana nu i-a spus lui Isus asta, ci l-a luat cu binișorul, i-a zis, săracul de tine, ți-e foame, nu-i așa? L-a bătut pe umăr și i-a zis, săracul de tine, de ce nu iei niște pâine? Ai puterea, știi că ai. Isus i-a răspuns, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Matei 4,4. Satana i-a zis, îți voi da toate împărățiile acestei lumi. Iisus i-a răspuns, pleacă, Satano, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Matei 4,10. Totul era bine ticlui, diavolul este un vânzător fin, malefic, îți va vinde orice. Intenția mea nu este să vă fac conștienți de diavolul, chiar dacă vă spun despre Dumnezeul acestei lumi. Am întâlnit creștini îngroziți de diavolul. Cel mai bun lucru de făcut este să-ți ții privirea țintită asupra lui Isus și să-l lași pe el să se ocupe de diavolul. În box există un stil ofensiv și un stil defensiv. Cel în defensivă nu atacă niciodată, ci îl lasă pe celălalt să ia inițiativa, pariază și contraatacă. Pentru fiecare lovitură îndreptată asupra sa, el are o eschivă și rapid o contralovitură. Au fost și sunt mari luptători care nu iau inițiativa, ci preferă contraatacul. E util să ținem cont că diavolul este un contraatacant fără pereche. Indiferent ce ar încerca să facă un creștin, diavolul îl blochează și îl lovește înapoi. Nu prea tare, doar cât să-l oprească un pic. Oriunde lucrarea lui Dumnezeu propășește, o să-l găsești și pe diavolul acolo, contraatacând și lovind înapoi. El nu este omniprezent, doar quasi omniprezent. E o diferență. Dumnezeu este omniprezent, adică prezent pretutindeni. Dar diavolul apare atât de rapid încât pare că e aproape omniprezent. De aceea, oriunde lucrarea lui Dumnezeu propășește, o să-l găsești și pe diavolul pe aproape, parând, contraatacând și punând piedici. La Jocurile Olimpice grecești era câte un om de nimic care se ascundea cu o suliță lungă, o lance, în spatele unui gard pe undeva
Și când trecea alergătorul pe acolo, arunca lancia printre picioarele alergătorului, făcându-l să cadă. Până să se ridice, celălalt alergător era deja departe. Cam așa lucrează și diavolul. Acel om de nimic din timpul jocurilor olimpice grecești era numit Diabolos. De acolo îi se trage numele și diavolului, pentru că așa lucrează și el. Când un copil al lui Dumnezeu aleargă în cursa sfântă, Satan îl blochează sau îl împiedică, îl face să cadă. Apoi un alt nume pentru diavolul este Satan. Satan este acuzatorul fraților, cel ce încearcă să le distrugă reputația înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ori de câte ori reputația unui om este compromisă, poți fi sigur cine a făcut-o. Indiferent ce agent ar fi folosit, indiferent în ce bârfă veche ar fi căzut, el este autorul. Avem așadar aceste nume pentru Dumnezeul acestei lumi: șarpele, balaurul, diavolul și Satan. Firea nerăstignită. Firea e cu noi întotdeauna și dacă nu o supunem în fiecare zi, nu ne va aduce decât necazuri. Nu poți face compromisuri cu firea nerăstignită, în paranteză nesupusă. Va ieși întotdeauna biruitoare. Firea nerăstignită nu va obosi până la epuizare, până vom ceda să împlinim dorințele. Singura modalitate de a tranșa problema este răstignirea ei, să o aducem la crucea Domnului Isus, o decizie radicală din partea noastră. Cei care vor încerca să negocieze cu firea făcând anumite înțelegeri, vor sfârși ca perdanți în final. Dificultatea acestei categorii de pericole este că se întâmplă în fiecare zi. Nu e ceva cu care te confrunți astăzi și după aceea ai uitat. Firea e cu noi în fiecare zi și dacă nu avem grijă, dacă nu realizăm că e un pericol de moarte, ne va stăpâni. Regula generală în acest domeniu este să te ocupi de fire, altfel se va ocupa ea de tine și nu o să-ți fie prea bine. Aceste surse de pericole, lumea, diavolul și firea noastră, sunt foarte reale. Pericolul nu este imaginar, doar cel nechipzuit îl va ignora. Dacă ești un creștin care ia lucrurile în serios, nu vei socoti că aceasta este doar un avertisment, încă unul. Înțeleptul vrea să știe unde este pericolul, cum este, cum poate fi recunoscut și cum poate fi biruit. David a spus: Domnul este stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Psalm 18,2. Avea nevoie de ajutor, deci a zis: Eu strig, lăudat să fie Domnul, și sunt izbăvit de vrășmașii mei. Versetul 3. El zice: El și-a întins mâna de sus, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari, m-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic, de vrășmașii mei care erau mai tari decât mine. El m-a scos la loc larg și m-a scăpat, pentru că mă iubește. Versetele 16, 17, 19. Eu cred că acea izbăvire este nu doar posibilă, ci normală pentru copiii lui Dumnezeu dacă avem ochii deschiși. Dumnezeu nu vrea să umblăm cu ochii închiși. Dacă avem ochii deschiși, nu mai trebuie să fim doborâți inevitabil. Avem scăpare de cădere. Indiferent din ce direcție, indiferent cine ne-ar fi dușmanii, avem în ajutorul nostru pe Dumnezeul lui David. Dacă chemăm numele Domnului în ajutor, dacă strigăm către El, ne va auzi din templul Său cel Sfânt și ne va trimite ajutor de sus, ne va lua și ne va scoate din ape mari și ne va izbăvi, căci ne iubește. Socotesc că niciodată n-a fost un timp când poporul lui Dumnezeu să fie mai optimist ca acum. N-a fost niciodată un timp când să fie mai încurajați în Domnul ca acum. Trăim într-o vreme sălbatică, turbulentă, periculoasă, dramatică și cele patru vânturi zbuciumă marea, iar luna se tânguie și geme după vremea când se va preface în sânge. Dar ție și mie nu trebuie să ne fie frică. Dumnezeu este de partea noastră și Dumnezeu stă pe tronul Său cel Sfânt, în templul Său cel Sfânt. Totul e în regulă pentru cel ce îndrăznește să creadă. Stânca viacurilor despicată pentru mine, Augustus Topladi, 1740-1778. Stânca viacurilor despicată pentru mine, îngăduiem să mă ascund în tine. Lasă ca apa și sângele ce au curs din coasta ta rănită
să fie îndoit leac de păcat, să mă salveze din păcat și să mă facă pur. Nu prin munca mâinilor mele pot împlini cerințele legii, chiar dacă zelul meu n-ar cunoaște răgazul, chiar dacă lacrimile mi-ar curge neîncetat, toate n-ar putea ispăși păcatul. Numai Tu trebuie să mă salvezi, doar Tu. Nu mă pot prezenta cu nimic în mâna mea, mă agăț de crucea Ta, atât. Vin gol la Tine să mă îmbraci, neajutorat privesc spre Tine după har. Murdar, eu spre fântână zbor, spală-mă, Mântuitorule, că pier. Cât mai am suflare trecătoare, până ochii mei voi închide în moarte, până mă voi avânta spre lumi necunoscute ca să Te văd pe tronul Tău de judecată, stânca viacurilor despicată pentru mine, lasă-mă să mă ascund în Tine. Capitolul 8. Pericolul victoriei și al înfrângerii. Căci cel neprihănit cade de 7 ori și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Proverbe 24:16. Mulți creștini au aderat la o filozofie a victoriei cu orice preț. Orice te-ar costa să devii victorios, trebuie să fie ok. Apoi cei care ilustrează această marcă de viață victorioasă defilează înaintea noastră suficient cât să ne rușinăm de orice faliment din viața noastră. Potrivit experților, viața este un lung șir de victorii după victorii. Problema e că nimeni nu a experimentat vreodată o viață de victorii absolute, fără nicio înfrângere, decât Domnul Isus. Chiar și așteptarea victoriei poate crea uneori un sentiment de înfrângere în inimile noastre. Acesta este unul din pericolele la care sunt expuși creștinii letargici și nimeni nu pare să atragă atenția asupra lor. Dacă nu cunoști pericolele asociate cu acest spirit de victorie, te poți trezi că te închini la acest altar. Dați-mi voie să afirm pur și simplu că victoria ne poate păgubi ca și înfrângerea. Pericolul victoriei. Victoria este cu siguranță unul din obiectivele vieții creștine, dar ce definiție folosim pentru victorie? A cui? Ne străduim să trăim o viață victorioasă? Dar cine ne spune ce înseamnă asta? Trebuie să cercetăm cu asiduitate scripturile pentru a descoperi definiția lui Dumnezeu pentru o viață victorioasă și apoi să ne ținem de ea. Nici o altă definiție nu este acceptabilă pentru un creștin. Datorită importanței capitale acestui subiect, trebuie să nu facem nicio greșeală când definim ce este viața victorioasă. Dați-mi voie să precizez că viața creștină victorioasă nu este o viață lipsită de probleme, dificultăți și eșecuri. De fapt, este chiar invers. Viața creștină victorioasă este o viață de biruință de zi de zi, ba chiar clipă de clipă asupra dușmanilor și a situațiilor cu care ne confruntăm în fiecare zi. De aceea omului Dumnezeu zice, cel neprihănit cade de 7 ori. Câteodată ni se induce ideea că cel neprihănit nu cade niciodată. Din această cauză suntem în pericol de aroganță. Aroganța este un păcat ce apare în siajul succesului. Am văzut câțiva oameni care și-au croit singur drum prin viață, subordonându-i pe toți cei din jur. Au avut bani să plătească pentru asta, așa că menajera și grădinarul au devenit sclavii lor. Odată am sunat un predicator celebru să-l invit să predice în biserica noastră. N-am putut da de el. Secretara mi-a spus că este ocupat și nu poate vorbi cu mine. Asta a fost cu mulți ani în urmă și nu știu dacă acum ar sta de vorbă cu mine sau nu, sau dacă mi-ar vorbi cu un aer de superioritate, dată fiind vârsta mea înaintată. Domnul ne va pedepsi întotdeauna pentru astfel de lucruri, pentru că nu ne va lăsa să avem o atitudine de superioritate față de nimeni dacă suntem creștini. Dacă ești creștin, Domnul te iubește prea mult ca să te lase să continui așa. Aroganța vine în urma victoriei. Într-o zi, Domnul Iisus a intrat în Ierusalim călare. Ei credeau că este fiul unui dulgher. El n-a fost crescut în școli înalte, nu cunoștea jargonul celor învățați, ci vorbea limba străzilor din Ierusalim. În timp ce Iisus își făcea intrarea pe străzile Ierusalimului călare, aclamat fiind de mulțimea care striga, Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Matei 21:9, ar fi fost o bună ocazie pentru el să cugete la succes și victorie. Atunci ar fi fost momentul ca Iisus să exclame,
Poate diavolul are dreptate, poate chiar aș putea deveni împăratul lumii, poate prietenii mei care m-ar vrea împărat au dreptate. Întotdeauna e o tentație mare să lași ca victoriile să ți inducă o idee disproporționată despre cine ești de fapt. Ai grijă de reputația lăudată. E foarte ușor să crezi ce spun oamenii despre tine. Isus nu a permis niciunui succes de orice fel să-l abată. El își cunoștea direcția ce o are de urmat și s-a ținut de ea neabătut. Ai grijă când te-ai instalat și ai fost acceptat în domeniul tău ca fiind o persoană de succes, un victorios. Când se întâmplă acest lucru, ești în pericol. Dacă în viața ta creștină faci niște pași mari înainte, ești în pericol. Aceeași atitudine care strigă Osana a strigat și răstignește-l. Deci ține cont. Marele politician de astăzi poate fi în închisoare mâine. Mulțimea care te ridică în slăvi astăzi s-ar putea să-ți întoarcă spatele mâine. Pericolul înfrângerii și eșecului. Pericolul înfrângerii este opusul pericolului victoriei. Vă aduceți aminte de faimoasa bătălie a lui Israel de la Ierihon? Cum au căzut zidurile? Israel s-a umflat în pene, închipuindu-și că se descurcă singuri, așa că s-au dus la Ai. Au mers doar câteva mii de oameni, zicând: ia uitați-vă ce am făcut Ierihonului. Când de fapt n-au făcut altceva decât să sufle în cornul de taur. Dumnezeu a făcut totul, dar ei își închipuiau că ei reportaseră victoria. Poate au crezut că aerul din coarnele în care au suflat a năruit zidurile. La următoarea bătălie au zis: vom cuceri Ai fără probleme. S-au lăudat cu aroganță. Măi frate, suntem în formă de zile mari. Nimic nu generează succes ca succesul. Vom cuceri Ai cum am cucerit și Ierihonul. S-au dus cu piepturile înainte, cu capul sus, dar curând au luat-o la fugă rușinos dinaintea celor din Ai și 35 de mii au murit. Înfrângerea lor a urmat după victorie, după cum efectul urmează cauzei. Pericolul victoriei este că dezvoltă în noi un spirit arogant și ne închipuim că suntem invincibili. Apoi se întâmplă inevitabilul. Dintr-o dată plonjăm în eșec, ceea ce creează în noi un spirit de descurajare, ce deseori duce la deznădejde. Vechea zicală shakespeariană, n-are stomac pentru asta, înseamnă că cineva n-are zel pentru o anumită treabă, nu-i place. Pierderea stomacului, în ghilimele, descurajarea, este ca și când o persoană bolnavă și-a pierdut complet apetitul. În împărăția lui Dumnezeu, o înfrângere sau două, niște reculuri puternice ne duc adesea în stări în care nu mai avem stomac, în ghilimele, pentru nimic. Ne rugăm, dar nu mai avem stomac pentru o rugăciune. Consumăm alimente, dar nu ne bucurăm de ele. Mergem la biserică, dar nu ne pasă de biserică. Nimic nu mai are sens. Cântările sunt sterile, fără farmec. Predicile sunt plictisitoare. Totul e fără gust, pentru că ne-am pierdut stomacul, în ghilimele. Suntem deznădăjduiți și descurajați. Mulți din poporul lui Dumnezeu au experimentat asta. Nu și-au pierdut viața veșnică și relația lor cu Dumnezeu nu s-a schimbat. Ei sunt în continuare copiii lui și Hristos încă mijlocește pentru ei la dreapta Tatălui. Încă cerul este casa lor, dar deocamdată și-au pierdut stomacul, în ghilimele, pentru lucrurile acestea. Nu mai au apetit, au fost înfrânți și defetismul a pus stăpânire pe ei. Am fost în biserici în care era evident că nimeni nu se așteaptă să se întâmple nimic și, în consecință, bineînțeles că se întâmplă conform așteptărilor. Nimic. Există un real pericol în înfrângere. Să zicem că cineva alunecă și cade într-un șanț înghețat și zice: cred că nu mai are rost să încerc. Totuși se ridică pe picioare cu chiu cu vai, mai merge câțiva pași, cade iarăși, apoi zice: știu că am o problemă serioasă cu echilibrul, va trebui să accept că nu o să pot să mă mai ridic să umblu pe gheața asta. Și bineînțeles, va trebui să doarmă pe ureche. Asta e defetism, adică să permiți unei înfrângeri să te dea înapoi pentru totdeauna. La una din conferințele la care am participat, am trecut pe lângă o terasă unde stătea un tânăr predicator. Era un tip arătos, dar în dimineața aceea avea o față lungă. Am început să-l tachinez puțin și să-l înveselesc cu o glumiță, dar n-a mers. N-a zâmbit, ci doar mi-a zis: domnule Tozer, mi s-a întâmplat ceva îngrozitor. Care-i treaba? Ce s-a întâmplat? L-am întrebat. Tocmai mi-am dat examenul pentru ordinare și l-am picat, mi-a răspuns el.
Am căzut la examen și nu mă mai ordinează. Știam prin ce trece omul respectiv. Era în pericol să dezvolte un spirit de defetism real. Așa că mi-am propus să-l încurajez și să-i schimb puțin dispoziția. I-am zis: Abraham Lincoln a fost înfrânt de 2 ori înainte să fie ales. Dacă Dumnezeu te-a chemat, du-te la comisia de examinare, află ce n-ai știut. Cumpără-ți niște cărți și studiază-le, apoi cere o reexaminare. Bărbia i s-a ridicat și mi-a zis: Asta îmi sugerați. Bineînțeles, i-am zis. Nu lăsa ca un lucru mărunt ca acesta să te doboare. Dacă Dumnezeu te-a chemat, El nu ți retrage chemarea din pricina unor întrebări la care n-ai știut răspunde. Studiază, află care-i problema, sondează în cărți până stăpânești subiectul, roagă-te și cere ajutorul lui Dumnezeu. Data viitoare vei trece cu bine. Exact așa s-a întâmplat. A devenit un tânăr pastor de succes și s-a descurcat bine. Totuși, dacă n-ar fi venit cineva să-l încurajeze, s-ar putea ca acesta să fi fost sfârșitul carierei sale. Probabil ar fi urcat în mașină și s-ar fi dus acasă zicând: N-are rost, Dumnezeu m-a părăsit, Duhul m-a lăsat singur, nu știu nici cât să trec un examen. Să zicem că te rogi pentru ceva și nu ești ascultat și evident că nu o să ți se împlinească rugăciunea. Nu lăsa ca asta să te doboare. Poate viața ta nu este cum trebuie. Poate te rogi egoist. Poate ai înțeles greșit voia lui Dumnezeu. Du-te la Scripturi, cercetează-le, îndreaptă-ți căile înaintea Domnului și dă-i Domnului o șansă cu tine, apoi mai încearcă o dată, stăruiește. În final, Domnul ori îți va spune să mai aștepți, ori că te rogi pentru un lucru nepotrivit, ori că trebuie să te rogi pentru altceva și El îți va da. Sau îți va da ce ai cerut prima dată, dar nu sta înfrânt. Reguli de urmat prin victorii ori înfrângeri. M-am învățat bazat pe cuvântul lui Dumnezeu și rugăciune să nu privesc lucrurile în felul acesta. Trebuie să adopt perspectiva lui Dumnezeu, cea a învierii, cea a victoriei și să trăiesc de partea aceasta a lucrurilor. Dați-mi voie să vă prezint 4 reguli care vă vor ajuta să treceți cu bine atât prin victorii cât și prin înfrângeri. Nu îți pune încrederea într-o inimă descurajată. Nu te încrede niciodată în inima ta când te simți descurajat sau, dimpotrivă, când tocmai ai repurtat o mare victorie. Dacă treci prin chinurile unei înfrângeri teribile, liniștește-ți inima și nu lua nicio decizie. Adu-ți aminte că și aceasta va trece. Dacă ești creștin, Duhul Sfânt locuiește într-o oarecare măsură în tine și nu te-a respins. Dacă toți ceilalți cred despre tine că nu ești prea bun în profesia ta, dacă vocea ta nu e chiar atât de glorioasă cum ai avut tu impresia, dacă poate mintea ta și înțelepciunea ta nu sunt așa de grozave cum ai crezut, dacă cineva a primit vestea și a transmis-o mai departe prin telefonul fără fir și tu ai auzit și ești vână de supărare, lasă-i să creadă ce vor. O inimă descurajată întotdeauna exagerează lucrurile. Nu te încrede într-o inimă descurajată, căci niciodată nu-ți va înfățișa o imagine obiectivă despre situație. Amână orice decizie imediată. Nu multe lucruri trebuie decise imediat, acordă-ți timp. Nu există pastor care să nu-și fi scris vreodată demisia sâmbătă, iar duminică a venit binecuvântarea și am ototolit-o. Nu-ți scrie demisia când ești descurajat, nu demisiona de la nimic când ești descurajat. Când ești la pământ și supărat, nu fă nicio mișcare. Mulți, într-un moment de descurajare profundă, și-au dat demisia și au plecat ca apoi să regrete toată viața. Mulți alții au trecut prin mlaștina deznădejdii, dar au rezistat până au trecut dincolo în splendoarea desfătării, în lumina lui Dumnezeu. Fiecare decizie pentru Domnul are momentul potrivit. A lua acea decizie prematură înseamnă deseori să ratezi binecuvântarea lui Dumnezeu. Când ești în culmea fericirii și zici: pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4:13, atunci ia decizii. Reflectă la relația ta cu Dumnezeu. Indiferent de victorii sau înfrângeri, relația ta cu Dumnezeu nu se schimbă. Nu ești mai puțin drag lui Dumnezeu când falimentezi decât atunci când biruiești.
Relația ta cu ceilalți ar putea să se schimbe în funcție de victoriile sau înfrângerile tale, dar relația cu Dumnezeu nu se schimbă. Pot îndura neîncrederea prietenilor, dar nu pot îndura ca Dumnezeu să mă disprețuiască. Pe măsură ce studiez scripturile, descoper, spre încântarea mea, că Dumnezeu are o părere excelentă despre mine. Eu sunt copilul lui. Chiar dacă fac greșeli și mă poticnesc, rămân totuși un copil al Dumnezeului celui viu. El se uită în jos la mine cu un zâmbet luminos, plin de milă și har. Eu sunt lumina ochilor lui. Hrănește-te cu promisiunile lui Dumnezeu. Timpul petrecut doar cu Dumnezeu, cu o Biblie deschisă, poate schimba o inimă înfrântă într-o inimă bucuroasă de promisiunile neschimbătoare ale lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată, indiferent de succesul sau eșecul nostru. Dumnezeu este stânca, cetățuia noastră, izbăvitorul, scutul și tăria noastră, turnul nostru de scăpare. El ne trimite ajutor de sus și ne scoate din ape mari. El ne-a izbăvit de vrășmașii noștri care erau mai tari decât noi și care ne urau. El ne-a scos la loc larg și ne-a izbăvit pentru că ne iubește. Vezi Psalmul 18, 16 la 19. Noi suntem de partea lui Dumnezeu. Am un mic verset pe care îl îndrăgesc de ani de zile. Da, Tu îmi aprinzi lumina mea, Domnul Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu. Psalmul 18 cu 28. Poate că mica mea lumină s-a stins. Ei bine, Dumnezeu va aprinde lumina pentru noi. El o va aprinde și ne va lumina întunericul. Crede asta. Dumnezeu este refugiul nostru. Nu vom permite victoriei să ne prădeze, nici înfrângerii să ne demoralizeze. Vom trece prin toate. Fie că pierdem sau câștigăm, suntem de partea lui Dumnezeu. Și dacă ne ferim de păcat și ne ținem cu totul de El, rămânând bucuroși în Domnul, vom câștiga, fie că ne dăm seama, fie că nu. Putem fi tot atât de bucuroși când nu suntem bucuroși, ca și atunci când suntem, pentru că acesta este prerogativul vieții prin credință. Înainte spre victorie de Elisha Hoffman, 1839-1929. Creștine, puneți armura, e o victorie de câștigat pentru Domnul, pentru Domnul. Ia-ți coiful, sabia și scutul înainte spre câmpul de bătălie, la cuvântul lui, la cuvântul lui. Desfășurați-i steagul până va flutura peste întreaga lume, de la o margine a mării până la alta, până toate popoarele vor ști că El e Domn și numai El în veci de veci. Când lupta s-a sfârșit și victoria va fi câștigată, războiul se va sfârși, se va sfârși. Acasă, în fericita noastră casă de sus, vom primi o cunună de dragoste, în sfârșit, în sfârșit. Acela va fi ceasul de bucurie, de laude, ne-a fi plină gura, tot mai mult, tot mai mult. Vom sta înaintea Regelui cântând cântarea triumfătoare, pentru totdeauna, pentru totdeauna. Înainte spre victorie vom merge. Iisus al nostru conducător ne-a fi. Iisus al nostru conducător ne-a fi. Înainte spre victorie vom merge, spre o victorie finală și glorioasă.